Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Îndodi. Noi ne-am adunat aici ca să stăm de vorbă despre următoarele capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Dar înainte de asta de vorbă despre capitolele respective, vă anunțăm că emisiunea următoare o să fie un interviu cu David Friedman, în care o să stăm de vorbă aproximativ o oră, oră și un pic despre cartea lui, așa cum am făcut și când am terminat cartea cu Michael Humer. Revenind la subiectul de astăzi, următoarele capitole se numesc Greșeala conservatorilor, folosirea greșită a argumentelor despre externalități, deșcolarizarea și bun venit în viitor. Înainte de a începe, o să vă rugăm să facem lucrurile cum trebuie, da? Jos lângă titlul emisiunii o să găsiți un buton de like, așa arată așa. Dacă apăsați, ni se spune din surse foarte înalte că zeii YouTube-ului o să fie foarte drăgăstoși cu acest videoclip, așa că vă rugăm foarte mult să-l apăsați. Alături aveți un buton de subscribe. Dacă vreți să fiți la curent cu alte anunțuri de genul ăsta, chestii pe care le mai punem pe pagina de community, să participați în diferite sondaje, să mai găsiți link-uri în descrierea videoului despre unde mai găsiți prezență în Dodi pe net. Tot la fel în... Ce te uiți așa? Cum? N-am stricat descrierea. N-am stricat descrierea. Așa că continuăm. Da. De asemenea, jos în descriere o să găsiți un desfășurător al emisiunii, niște întrebări la care încercăm să răspundem pe parcursul emisiunii. Dacă vă uitați în timpul premierei, o să vedeți doar întrebările. Dacă vă uitați după aceea, o să găsiți și timestamp-uri la care încercăm să adresăm aceste subiecte. Și tot dacă cotrobăiți așa prin descriere, știu că e stufoasă, dar privitorii noștri avem încredere în ei că nu îi... descurajează chestiile stufoase, da? O să găsiți niște linkuri către site-uri de crypto sau Patreon dacă sunteți cu dare de mână și vreți să susțineți un financiar, un proiect precum ăsta la care vă uitați. De asemenea, înainte, dacă ceva din timpul emisiunii vi se pare cât de cât interesant și credeți că aveți pe cineva în viața voastră care ar putea beneficia de așa ceva, vedeți că e un jos un buton pe care scrie share, da? Puteți să puneți videoclipul fix acolo, da? Bifați share la timpul respectiv și trimiteți link-ul. Noi o să ne bucurăm de un privitor în plus și poate persoana respectivă o să vă mulțumească că i-ați schimbat viața, cine știe. Poate devine liderul libertarianul României. Sau nou Hitler. Totul, da. Adică... totul de la un share nefericit, cine știe. Greșeala conservatorilor. Capitolul se referă la imigrație, la poziția conservatorilor despre imigrație, dar și la poluare și la climă. La climă, da. Mie mi se pare că el a făcut o asemănare între ele, așa cum poluarea schimbă climatul în societate, așa și imigrația ar putea să schimbe climatul în societate și cred că vrea să demonstreze că da. Not really. Punctul lui în capitolul ăsta este faptul că nu poți a priori să determini dacă o schimbare este în bine sau în rău. Dacă vin, să zicem, 30 de pakistanezi în România săptămâna viitoare, oameni care au terminat, nu știu ce, facultăți de inginerie acolo în Pakistan, deschid aici niște firme și angajează mii de români, n-ai cum să știi și să pornești de la presupoziția conservatorilor cum că imigranții toți stau pe ajutor social și să uită cum răsare soarele. Și paralela lui este aici cu contribuția oamenilor la schimbarea climatică. Da? Așa cum nu poți să știi că încălzirea pe următorii 30 de ani cu un grad Celsius nu este benefică omenirii. În agregat. În agregat, da.
El aici face niște supoziții, nu știu, capitolul ăsta când a fost scris, după 2000 sau înainte? Da, după asta final. Da, de genul, doar zonele mai reci se vor încălzi și anotimpurile reci în zonele temperate se vor încălzi mai mult în agregat față de anotimpurile calde, astfel încât climatul va fi mult mai benefic oamenilor. Bine, asta e ultima parte, știi, climatul va fi mult mai benefic oamenilor, este partea care, să zicem, e adusă la lumină de el, de Friedman, dar ideea, da, așa e. Adică, până și acum, modelul științific acceptat de toată lumea este că Pământul se va încălzi mai mult la pol și ceva mai puțin la ecuator. Nu, din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat modelul. Ah, okay. Nu știam cât de la curent e firma. Da, știu că modelele în sine, ele tind să schimbe. Dar ăsta e încă, jucăm cu el. În 2023 jucăm încă cu el. Pe puțin acum la știri, eu am văzut, domne, schimbările climatice determină secete prelungite, valuri de căldură în timpul verii și inundații. Deci fenomene meteo extreme care, să zicem, nu ar fi așa de benefice majorității oamenilor. Deci ce mi se pare mie ciudat? Deci ei zic, trebuie să vă taxăm astăzi ca să nu faceți niște chestii, ca să nu se încălzească peste 100 de ani. Altfel, când se întâmplă astăzi ceva, deja de astăzi e în baza schimbărilor climatice. Păi hotărâți-vă, când o să fie schimbările? Deja? Și în viitor o să fie mai nasoale? Asta e poziția? Asta e ce susțin ei, da. Nu, o să mai fie, nu? Nu o să mai fie. Ce? Domnule. Dacă tu taxezi... A, da, dacă taxezi, nu o să mai fie schimbări. Taxezi-ți la nivelul ăsta, dar nu. Friedman oricum face diferența, domne, oricum în marea schemă a transformărilor climatice de pe Pământ, suntem spre sfârșitul unei glaciațiuni. Deci, oricum o să se încălzească orice am face noi. Suntem într-un trend din ăsta de încălzire. Faptul că clima se încălzește nu surprinde pe nimeni, sau na, mă rog, nu surprindea pe nimeni cu puțină, nu știu, cultură generală la vremea respectivă. Problema în sine care era ciudată era că, deși noi ne așteptam clima să se încălzească, la un moment dat, între, mi se pare, 1920 și 1970, nu s-a încălzit, ba chiar a fluctuat câteodată spre răcire. Atunci, da, poți să înțelegi lucrurile, că oamenii de știință erau îngrijorați. Mă rog, cam până prin 50, mi se pare. Da, a evoluat și știința. Dar, da, după aceea nu a evoluat atât știința, cât a evoluat imixtiunea politicului în știință și s-a terminat cu știința. Nu știu cât de mult reușesc ei, oamenii de știință, să diferențieze care e contribuția oamenilor la schimbările climatice față de ceea ce se întâmplă oricum în natură. Foarte greu dacă te gândești că nu poți face experimente controlate când ai factor uman, știi că răspunsul e că e imposibil. Da. Imposibil. There you go. Poți. Exact. Poți să demonstrezi imposibilitatea acestei demonstrări. Estimezi. Numai că, așa cum am discutat și episodul trecut, da, o știință bună îți bagă o premiză direct, îți pune o premiză stricată la începutul experimentului, după care poți să scoți ce vrei tu de acolo. Da. Uite, un ecologist ce ar putea să spună este, domnule, ok, premiza ta este că un climatul din viitor va fi un climat mai bun pentru oameni. Dar noi ne gândim și la niște specii de animale care... 0,5 grade în medie pe an mai cald le strică tot ciclul de viață. Asta e premiza lor, deci permitează oamenii, știi? Dar ei nu sunt proprietari, sunt și animalele alea. Cred că asta era prin anii 2000 cu animale, urși polari. Faptul că ursul polar e mai important decât omul.
Nu, acu e cam orice. Orice e rău orice în viață. Și... Dar știi, rasismul, rasismul în Franța. Ce, ce duce la rasismul în Franța? Căldura. Doar nu. Da, și nu. Dar știi că de fapt a crescut numărul ăla? Da, bine, asta e partea a doua. Da, dar pot spune că fără asta creștea și mai mult. Exact. Nu, poți să-ți găsească niște peici de nu știu nu ce, care au dispărut pur și simplu. Deci, când e fiecare, deci strict vorbind, tu nu poți separa factori, exact ce zicea Mises. Nu poți lua pământul și să înțelegi fără căldură și cu căldură și să vezi. Da, nu, exact. Nu. Ca așa spuneam, mă, dacă e de la soare. Nu, că s-a atestat, se știe și... Contrafactual cum? Poate că, sunt alți factori. Că tu nu faci experimente controlate, adică detașezi antropogenic, global warming, nu știu, de alți factori, nu poți spune că ai știință, știi? Poți spune că da, sunt estimări, dar tot nu e ca izolarea, știi, din experimentul controlat. Asta face, identifică relații cauzale. Știi? E, de fiecare dată când vine vorba de prognozări, eu mi-aduc aminte de povestea aia în care New York-ul urma să moară, să dispară ca oraș, pentru că, nu mai știu, până anii 1800, nu știu cât, predicția era că... Îngropați sub balegă și cadavre de cai, pentru că totul era cai. Și era plin orașul de cai și probleme. Și după aia s-a întâmplat ceva. Și Friedman zice, păi, cum s-ar putea întâmpla, de exemplu, mai multă? Ca exemplu doar, mai multă energie nucleară, care nu face CO2, o să faci mai multă și nu... Da. Doar că există această frică. Ca să nu spunem că tot focusul pentru CO2 e pur și e ceva foarte bizar, adică, cum să spun, pare... Dacă nu e CO2, e metan. Dacă n-am fi metan, dar mai țin minte când era freon și gaura ozonului, o să fie... Oh my God. O să mergem toți pe stradă cu costume antiradiație, că o să ne prăjească soarele, că da? Ce să vezi, nu mai e gaura în stratul de ozon, s-a refăcut, s-a vindecat. Cum? Nu știm, nu. Din cauza reglementării? Nu, nu, nu există. Deci a fost globală reglementarea? Nu, în multe țări s-au folosit în continuare. S-au terminat banii de la Soros. Da, nu, da, ideea era că, bă, oricum... Povestea că vorba aia, îndoctrinarea, am absorbit-o cu toții care ne-am uitat la Captain Planet, da? Care aia a fost, frate, propagandă pe bune, nu? Bună, așa, deci convinși, toți ieșeam convinși de acolo. Era în felul următor. Stratul de ozon nu se reface. Ăsta e singurul. Dacă vi se pare că sună cu avem o singură planetă, nu există rezerve, da? Poate vine de la aceeași școală de propagandă, nu știu, dar asta era ideea, că, domne, ăsta e stratul de ozon, nu știm cum să-l creem, nu știm cum să, el nu se reface și nu îi facem decât rău și avem nevoie de el, că altfel ne iradiază soarele. Da. Surpriză, minune. Și spuneam de partea de focusul pe cărbune, că mi se pare puțin bizar. De ce mi se pare puțin bizar? Numai și din perspectiva faptului că, dacă mai țineți minte la un pic mai devreme, da, ziceam că oamenii de știință erau foarte preocupați de faptul că se răcea planeta la un moment dat. Când n-ar fi trebuit să răcească, ar fi trebuit să se încălzească. Da? Și se răcea planeta. Și oamenii de știință, pe ce dădeau ei, la ce se gândeau ei să dea vina atunci că se răcește planeta? Pe ținea umbră. Cărbunele pe creșterea concentrației de carbon din atmosferă. Depinde cum vrei să o văd. Deci dacă e prea mult CO2, ori ține umbră, ori îți ține canseră. Depinde cum vrei să o iei. Nu, deci nu depinde cum vrei să o iei. Depinde ce vrea cel care îți dă banii. Depinde, da, exact. Depinde și, deci, exact. Ăla dictează. Clientul nostru, stăpânul nostru. Rezultatele studiei ca la fondurile europene. Ce vrei să iasă? Concluziile studiului sunt... Da. Apară. Și dacă e să luăm comparațiile astea și analizele astea pe schimbări climatice și să le aplicăm la populațiile umane și la oamenii care vin din alte părți, îl dai aici exemplu fraților Voloc, care au emigrat din posta URSS în America și
Îi cunoștea, au intrat în mediul academic și Friedman a spus, nu sunt așa libertarian ca mine, dar sunt mult mai libertarian decât ceilalți colegi ai mei pe care îi cunosc. Deci trebuie să... Erau vaccinați. Da, și era comunismul. Își alege un... Da. De asta ușor, știi, că uite, dacă vin în România, nu știu, 100 de milioane de arabi de aia la mama lor, de aia fanatici, să zicem, păi omul simțește locul. O să vezi că nu e... Uite, așa cum spun conservatorii, nu schimbă țesătura socială. Așa cum ziceam... Nu poți să deci nu o să mai vezi fumând. Acum vezi o fată fumând la eroilor, știi? Da. Da. Atunci nu se mai... Dacă... Nu știi cum, Gabi. Nu știi cum decade propria societate fără imigrație. Greșeala pe care o faci atât tu cât și Friedman, da, în clipa asta și una, nu știu dacă e... E destul de des întâlnită. Confirmation bias. Este că nu, este că nu poți să distrugi trenduri generale prin niște exemple individuale. El zice, păi uite, eu, deci ce, care e exemplul pe care îl dă Friedman aici cu frații Volok? Sunt doi imigranți din URSS. Sunt buni. Și zice, păi ei sunt totuși libertarieni, adică ok, sunt ceva mai socialiști decât mine, dar nu sunt comuniști. Păi nu spune nimeni de asta, dar dacă, da, trendul care e? Adică cu doi oameni, cu o floare nu se face primăvară. Nu, dar trendul, ideea este că trendul nu ține cont neapărat de imigrație. Trendul de trecere spre socialism este caracteristica propriei societăți, indiferent de... Nu, americanii sunt mai liberali decât cine știe ce-ți vin de pe afară, știi? Nu, dar poți să te uiți... În agregat. Da, poți să te uiți. Unul din Bulgaria e mai liberal ca orice. Poți să faci, da, poți face o analiză frumoasă dacă momentul în care s-a schimbat... structura imigrației, da, în Statelor Unite, în Statele Unite, da, aveai până atunci un trend de trecere către socialism, o anumită viteză, da, de trecere către socialism, da, și din clipa în care s-a petrecut această schimbare, întrebarea este, s-a accelerat trecerea către socialism, a rămas constantă, s-a nu se poate demonstra mai încet, ca și la schimbări de nu, se poate demonstra, pentru că aici nu, s-a accelerat. Pentru că aici e doar o corelație, știi, nu, discutăm strict pe numere, nu avem, nu se poate demonstra, da, avem două numere, înainte, după și viteza. E mai mare sau mai mică? E mai mare. Dacă ar fi rămas la fel, era un răspuns bun de aruncat. Nu. E posibil că dacă nu venea nimeni, e posibil să viteza fi fost mai mare. Cum poți demonstra că nu e? Pentru că ea sunt mai socialiști. Sunt mai socialiști decât democrații americani. Uite, cubanezii care au venit în Florida. Aia nu, dar alții. Imigrația e la liber, să zicem. Da, e la liber. Da. Păi și unde e mai libertate în lumea asta? Mentalități liberale unde găsești? În Elveția, unde ea nu emigrează? Exact. În Hong Kong, iar? Restul emigrează. Persoanele individuale care pleacă din China... Da, dar au niște convingeri din... despre natura statului. Da, persoana aia din China are niște convingeri. Chiar dacă nu e comunist, dar e mai socialist decât americanul mediu. Uite, apropo de argumentul ăsta, cu am întâlnit un chinez înalt, da? Am întâlnit vreunul dintre noi vreun libertarian chinez? Nu de nu care să fi fugit din China sau să fi fost din Taiwan. Nu, din care să se fi născut în partidul în China controlată de Partidul Comunist. Să fi fugit de acolo în altă parte și să zică da, domne, libertarianismul fica lui Shulan, știi, că nevasta e chinezoaică, dar nu e în America, e în Hawaii, știi? Asta zic. Dar o atitudine capitalistă mulți au, deci că cei care se duc în California și își cumpără mansion-uri și nu știu ce nu au lor ale frică de taxare, nu vor zisem niște articole recente. Și la ei e de văzut, da, lor ar fi frică de taxarea americană, pentru că ei, da, pentru că ei se consideră în continuare subiectii statului chinez și nu vor să își piardă din resursele pe care le strâng pentru mama China. Adică e posibil și asta.
stau acolo că iubesc California și nu... Așa pot spune și de româna și noștri care au plecat în Spania. Uh-huh. Antreprenoriali, clar că sunt mai destupați la cap decât aia de care au rămas acasă. Ok, hai să discutăm ideologii. Și ce-ți place în Spania? Îmi dă sănătate, îmi dă nu știu ce și descoper că nu e așa antreprenoriali. Da. Bine, una dintre glumele mele preferate de făcut acum 2 ani de zile era așa. România cu totul nu mai are 20 de milioane de români, da? Erau la vremea respectivă 29 de milioane de nemți nevaccinați. Dacă îi aducem pe toți în România, pe toți, așa, la oaltă, îi suim și coborâm la Brașov, da? În aeroportul ăla care nu există. O să fie România mai română, mai românească sau mai germană? Mai românească. Cum? Nu se face la mai românească. Pentru că ea sunt tot români, chiar dacă au... Ca mentalitate. Nu, a zis că aduci nemți. Nu, doar pe ei erau nevaccinați. I-am zis 29 de milioane de nemți nevaccinați. Da. La, cred, Gabi a gândit că și eu l-am gândit la fel, știi? Ce, că eu am zis că sunt românii care sunt... Nu. În Germania. Deci, în Germania, da, erau 29 de milioane de nemți nevaccinați. Îi luăm pe toți și aducem în România. Da? Da. Depășesc populația nativă la 2, sunt deja la 2 la 1. În sensul că nu e neamțul ăla conformi și bău, știi? E mai... în sensul ăsta, metaforic. Da, dar... valoric. Da, dar ideea era dacă faptul că tu aduci, importi o populație majoră, îți produce schimbări, da, către natura acelei populații, da, în natura populației tale. Și bine, aia era o schimbare, da, bună. Bine, aia, eu știu dacă era, adică... Da, da. Am și... Ei au trecut testul ăsta, dar cine știe ce alte teste, da, nu treceau. Sunt ca aurul, știi. Da, cine știe, poate le-ar fi plăcut sistemul mai lax. Nu, da, nu se potrivesc. Nici asta, până nici asta nu poți să prezici. Deci ce se întâmplă dacă aduci oricum în România? O să fie a doua Germania? Da. Nu, o să fie o România cu nemți. Da. E posibil să... O să nască ceva hibrid. De-a lungul timpului, aici, am fiind aici cu o titură, am luat o grămadă de trăsături și de la greci și de la turci, de la... Nu există ceva pur românesc care să zici că unde, da, ăștia suntem noi. Bine, cuvintele de la 1000... Nu, dar vorbim de mentalitatea de acum. Uite, dacă ești pe topurile astea tip heritage, ar fi mai liberal nemții. Acum întrebare cât de bine captează astea, știi? Da, uite, nu trebuie. Geometric nu mi s-ar părea că sunt mai liberal nemții. Să par mai conformiști, mai... Ok. Mai lași, mai... Uite, să încerc că nu vin nemții. Mașinărie. Gândește câtă schimbare de mentalitate au avut românii ei noștri, stând aici în România, doar uitându-se pe social media. Da, deci câte... atitudini din hipsterală din vest și câte... Nu e dominantă hipsterală în România. Față de zero, cât era în... Da. 99? Da. Față de zero, da. Deci da, nu a trebuit să vină nimeni până aici. Deci schimbările populației se întâmplă... Nu trebuie să vină cineva, un imigrant pe aici să schimbe. Păi nu te ajută. Știi? Da? Nu te ajută. Păi dacă îți vine aia mai mulți, dar exact, dacă îți vin din vest... De asta zic că nu te ajută argumentul. Faptul că... Dacă îți vin 30 de milioane de faptul că mesajul e de ajuns să-ți propage o anumită schimbare la cei care îl adoptă voluntar, nu te ajută atunci când discutăm de faptul că vrei să aduci oameni, da, care trăiesc deja viața aia. Da, eu, uite, adică deja compatibil cu mesajul, da, respectiv. Dar eu mă uit inclusiv la... Eu știu, acolo, la Roger, sunt foarte mulți arabi, nu știu, Irak, Turcia, Siria, și au urme cu nu știu ce, dar și tineri, și tinere. Eu nu văd acolo la femei așa, sunt câteva, dar majoritatea tineri nu. Noaptea se duc, hai să mergem, da, la discotecă, nu știu ce, deci nu văd să zicem, domne, românii s-au dat după ei. Acolo. Nu poate la nu vezi acolo în zona lui. Eu zic că și în Franța, uită-te la 2-3 stații mai acana, da, la Poli, unde s-a deschis nou Dristor, să vezi acolo
tradițional. Nu să mă uit, da. Cu influențele sunt și și cu tot ce vrei. Influențele sunt și. Nu, ideea e că te pot înghiți, asta spune Vali că ignoră Friedman, știi? Chineză înalt sau... Nu, mie mi se pare... Este o tipă înaltă, înseamnă că... Că e posibil, nu zic că nu e posibil, e posibil. Friedman se folosește aici de un exemplu prost pentru un argument bun. Argumentul lui bun este nu ai un motiv să-ți fie frică de schimbare doar pentru că e schimbare. Ăsta e argumentul lui. Asta e ok, nu? Care, da, ăsta e un argument bun, numai că nu-l ilustrează într-un mod extraordinar de fericit. Adică nu aici era locul în care putea să-l aplice. El încearcă să facă construcția asta tocmai ca să... Deci el vrea să-i atace pe conservatori, care teoretic conservatorii sunt prin definiție reticenți la schimbare, da? Și motivul este, pare să fie, nu-mi place să se schimbe, de ce se schimbe, a mers bine până acum, nu ne trebuie să se schimbe. Ceea ce e un argument în sine, dar trebuie să faci un calcul acolo de costuri beneficii, că altfel te trezești cu tiranie, dacă nu se schimbă nimic prea mult timp. Bun. Ăsta fiind argumentul, și el încearcă să lipească ceva la care conservatorii sunt împotrivă, cum ar fi imigrația, și să lipească de ceva pentru care conservatorii sunt pentru, și anume să nu mai fie niciun fel de implicare în lupta anticlimatică din partea guvernului. Da. Și din toată salata asta a ieșit acest capitol. Mie îmi place precizarea asta pe care o face, că mulți oameni zic principiul precauției, zice să nu faci niște chestii. Ne e frică de nuclear, să nu facem nuclear, aoleu, de ce? Că să nu pleznească. Și ca mică paranteză, dacă măsuri, câți oameni au murit de la nuclear? Foarte puțin față de mașini. Nu, lasă mașini fi. Față de câți oameni au murit de la cărbune. Nu de la cărbune, de la cărbune e omul. De la alea ecologice? Nu, de la alea regenerabile. Din exploatarea lor a regenerabile, da. Dar precizarea lui este că precauția ar trebui să te informeze și să-i lași pe oameni să încerce lucruri noi. Pentru că s-ar putea să-ți oprești oportunitatea de a găsi soluții bune. Dacă îngheți lucrurile, vai, nu facem nimic. Da. Rămâi ce acum, rămâi anchilozat într-o una proastă. Da. Îi gândește câți conservatori la fel susțin pe Jefferson. Și... Da. Care era soluția conservatoare? Te bați cu ea sau să gradual sau mai lărăi, să încerci să-i convinsă? Exact. Mă leg aici de următorul capitol, când vorbește despre apariția unui nou copil. Dar aici poți să zici ceva, apariția unui nou imigrant, știi? Sau mai multor imigranți. Așa. Nu poți să, a priori, să spui, domne, dacă faci calculul câte externalități negative au avut acei imigranți, externalități pozitive, ca urmă. Așa. Am un exemplu foarte important. Să zici, domne, în agregat e negativ. Ba da, poți. Poți, tocmai asta încerc să spun. Că da, când vin 50 de milioane de ruși în România. Tu spui așa. Poate că rușii greșeala pe care o faci, spui oricare ar fi. Greșeala pe care o faci este în felul următor. Nu văd. Nu poți, e adevărat, la cazuri individuale, e oarecum e reversul medaliei, da? De ce nu e bine să fim rasiști? Pentru că fiecare om e un individ în sine. Da? Da. Și e ok să judeci omul la nivel individual. Asta însă nu înseamnă că nu poți să emiți judecăți de grup pentru comportamente agregate. De grup. De grup. Ba da. Judecăți de grup pentru grupuri. Asta face sociologie. Deci, uite, întrebarea. Un băiat născut într-o familie chineză, da? Produce o externalitate pozitivă sau negativă? Pentru ce s-a plătit? Nu se știe. Nu se știe, exact. Dar dacă eu vin și îți spun că vreme de 40 de ani
datorită lui One Child Policy, nu știu dacă a fost 40 de ani, dar a fost oricum o vreme mult prea îndelungată, da? Da. Familiile chineze, pentru că n-au voie decât la un copil, dacă ieșea fată, o omorau ca să iasă băiat. Și tu pentru următorii 30 de ani ai în agregat o disproporționalitate foarte mare a numărului de băieți față de numărul de fete. Poți din asta să tragi concluzia că ceva la nivel agregat se întâmplă? O schimbare de balanță, dinamică, da, socială? Se schimbă, da. Probleme se schimbă de lucruri, chestia, da, asta. Dar nu știu dacă e bine sau rău. Ba știi că e rău. Păi am zis că e o disproporție. E o disproporție, da, și ce e? Prea mulți băieți. Și e rău? E rău că le omora pe nu? Măcar, da. Faptul că omorau fetele e o perversiune. Dar nu e vina băieților care au rămas. Ajunge să fie implementată o politică guvernamentală. Dar este rău pentru societate, pentru că atunci când ai o disproporție între numărul de bărbați și de femei, îți crește. Și asta nu avem, nu e, cum să spun, nu putem ști, pentru că se știe de fiecare dată. Îți crește numărul de violență, îți scade sănătatea populației, îți crește numărul de depresii, îți crește numărul de suiciduri, îți crește toți indicatorii ăștia pe care noi îi asociem cu o populație sănătoasă și în floare. Sunt corelate cu... În clipa în care ai o disproporție foarte mare între sexe în favoarea bărbaților, bine, se duc dracului. Ai putea să zici că... Și dacă e în favoarea femeilor? El zice... Iar nu-i bine. Dacă este în favoarea femeilor, o să descoperi... Numai de bine. O să descoperi un apetit foarte mare pentru imigrație. Da. Eu cred că... De obicei cu bărbați în putere din alte părți ale lumii. Da. Câte e nevoie. Eu cred că el vrea să zică că nu e... rău dacă se întâmplă natural, pe când, de exemplu, cu China e pe o reglementare, o obligație de stat. Atunci, normal că au făcut praf societatea, din punctul ăsta de vedere. Oricum, vina a tuturor nenorocilor care spune că SRL e vina politică asta. Stat, da. N-are legătură cu asta. Statul doar a accentuat o preferință care era să nu se bage. Care, ok, trebuia să nu se bage, dar eu ce vreau să spun este că și fără stat ea se putea întâmpla. Dar nu putem ști, vezi? Nu putem ști, dar se putea întâmpla. Oricum, ideea în sine era trecerea de la un băiat, dacă ți-aduce externalități pozitive sau negative, nu putem ști, la 1000, 2000, 3000. Bine, uite, vezi răspunsul, știi? Mulți deodată. Încă o chestie aici. Este la chestii catastrofale care s-a întâmplat de-a lungul istoriei Pământului. Vorbesc de geologie aici. Așa. Da? Când dispariția unei specii sau așa, au lăsat loc la altele sau chiar nouă oamenilor. Da? Așa. Deci, faptul că... E da, dacă conservatorii spun că specia care dispare ești tu, știi? Nu? Da. Dar adevărat, lași prozate. Vorbește chestii agregate pe care caută el să-l reducă, ești tu. Așa, și? Păi și vrea asta dacă ești votant conservator, dispar tu? Nu. Păi nu, dar dacă... Nu că ești conservator. Deci, cum... Vrei să te conservi? Vrei să 30 de milioane de ruși aici în România. Așa. Și... descoperi că Turcia avea un plan să cucerească în 2040 Europa din nou. Da? Așa cum e foarte mult ca cele 50 de milioane de ruși, așa e. Din cauza că noi suntem mulți și avem ruși aici care vor să se bată cu turcii, salvăm Europa de la o catastrofă. Nu poți să știi ce se va întâmpla. Nu poți să știi. Înțelegi? Zici că, wow, ce rău ai fost. Sau cu chinezii, da? Zicem că faptul că nu poți ai mai mulți bărbați, ai mai multă armată și veneau japonezii sau americanii peste ei. Dar nu poți să știi. Dar nu poți să știi. Faptul că tu scoți... Tu vrei să demonstrezi, domne, sigur e nasol. Nu, eu... Da, pentru că în sine acțiunea produce un efect. Și tu spui, nu, există, poate există un deus ex machina
în care, domne, faptul că s-a întâmplat acțiunea asta, dacă nu se întâmpla, nu am fi avut un deznotământ fericit pentru acest deus ex machina la care m-am gândit eu. Că vă rezolv eu diferendul. Asta nu e un fel de argumenta. Deci eu pot să vă rezolv diferendul. Deci un fenomen în sine, scuză-mă, rezolvă-ne diferendul după cum urmează. Premisa a fost dacă se naște un băiat în China. Și observația mea ar fi că contează când se naște și în ce context. Dacă se naște sub One Child Policy, înclini să crezi că nu este cel mai fericit lucru. În același timp, nu poți să excluzi ce ai zis tu. Poate e bine că-s mulți băieți la un moment dat să consume într-un precuș între țări. La fel și cu poluarea. Dacă cineva emite, nu știu ce, funingine, da, o unitate de funingine, ca un util, e strică sau nu strică? Păi dacă e într-o cameră în care abia mai respiri, nu o să fie util. Dacă e așa în natură unde când dau păsărelele, s-ar putea să nu-i peste nimeni. Și asta vreau să subliniez, că e o funcție de capoloare, funcție de timp, de concentrație pe timp și de context în cazul ăsta. Adică putem ști, putem prezice. Dar de ce putem prezice? Pentru că avem context. Asta ar fi. Nu poți să prezici de nimic. Ar fi bine sau rău? Păi depinde de context. Da, dar și conservatorii specifică asta. Dacă tu îi spui vin, da, te întreabă medici, unde vin. Medici și antreprenori și toți oamenii cu bani din Elveția vin în Texas. Nu o să spună conservator. Nu, niciun caz. Nu vreau să aud. Nu cred că au o problemă cu asta. Dar ei zic, uite, populații unde ai grad mare de criminalitate, unde ai tradiții de care nu prea avem chef, știi? Mm-hmm. Că nici ei nu sunt chiar așa nerezonabili. Mm-hmm. Așa. Nu, adică, și în exemplu de mai devreme, paila lujerului un fel de elemente. A câte sunt procentual? Da? Că asta era tot contraargumentul. Că da. Dacă covârșești o populație cu numere, o să se schimbe balanța, evident. Da, și ca să trecem aici la următorul capitol cu externalitățile negative și pozitive, din cauza asta statul se consideră justificat să intervină. Dom'le, noi calculăm, noi avem experți aici, uitați-i. Și cum a fost politica cu One Child Policy, probabil că băieții au calculat, dacă avem doi copii pe familie sau mai mulți, noi am calculat că ajungem într-un punct în care, chiar dacă ăia muncesc sau plătesc taxe sau nu știu ce, la final ne dă, când facem suma, ne dă pe minus. Atunci așa se impunem chestia asta. La fel și la poluare, la fel și la imigrare. La imigrare, să zicem, să vină sau să nu vină. Să stabilim cote din Asia atâția, din Europa atâția, din America de Sud atâția. Și toate că e ca la, mi se pare ca la pandemie, știți, niște calcule făcute de niște oameni care stau în niște birouri, sigur nu o nimeresc. Dar și dacă o nimeresc, deci dacă ai înțeleptul satului și ăla îți vine și îți zice: măi, Alexandre, ca să o duci bine, uite, îți spun eu, investește, dacă ai niște bani, bagă-i în titluri de stat. Acum, asta poate să fie absolut înțelepciunea posibilă astăzi. Noi vrem să respectăm alegerea omului. Deci faptul că ai niște experți care calculează este salutar. Doamne ajută să existe experți să calculeze. Problema tot timpul este impunerea asta pe care și-o fac unii și-o arogă unii pentru că știe. Pentru că vor, nu, pentru, ca să recunoaștem. Deci pentru că cine ajung politicieni și conducători, oameni care vor să conducă. Și cu ce să acoperă? Păi am fost votați, e interesul general, legitim, chestii de își dau legitimitate singuri. Și eu zic că nu au nicio legitimitate. Deci nu s-au înstăpânit ei pe climă,
pe bunul mers al societății, am hotărât să punem nu știu ce flori în păscoarurile din cartier. Da. De ce? Ca să fie frumos. Bine, dar... Asta pe climă nici nu prea s-au discutat. Voi țineți minte campanii de astea în care să vezi că e o ceartă... Nu. Sunt niște chestii de la UE, toată lumea de acord. În România, da. Ai văzut o campanie să zică firea, nu... Stați. Concentrația de nu știu ce e... Nu, dar... A zis UE și ce să mai discutăm dacă a zis UE? La noi, dar cred că afară... Așa, nici afară, în America. În America, da, uite, avem și un exemplu punctual cu, exact cu poluarea. Deci, nu mai poți să ai motoare interesante mari din cauza că, vezi, Doamne, ai, unu, poluare în orașe și, doi, încălzirea asta globală în care, cu răutate, o să zic, păi, dar de ce nu îmi prezici, dacă ești așa de tare pe modele, fă un model care îmi prezice vremea. Păi nu, clima e doar un agregat în general. Bine, dar ești sigur? Nu poți să fii sigur. Deci cum nu ești sigur că mâine plouă, că se mai schimbă prognoza de la o zi la alta, așa și cu asta. Și după aia, ca să mă întorc la, ai putea să... Da? Aici face aceeași eroare pe care o spuneam și eu. Da, deci problema cu modelele lor nu e asta. Deci poți să prezici... Faptul că nu poți să prezici vremea mâine este că nu poți să extrapolezi dintr-o instanță individuală un trend general. Dar din multe instanțe individuale poți să extrapolezi un trend general. Problema cu modelele lor este că marja în care se joacă ei este mult prea fină. Pentru acolo ce aproximări se fac. În eroarea statistică, acolo e încălzire. Pentru ce aproximări se fac. Acolo, adică, sunt banii aruncați. Am înțeles, da. Adică da, da. Modelele în sine, pe acuratețe, pe gradul de încredere, ar putea să îți dea un cont de genul ăsta. Da? Așa. Și ei se joacă undeva aici și spun nu, că vezi că pentru chestia asta de aici noi trebuie să facem ce, nu știu ce. Deci creșterea de un metru de peste 100 de ani, aia e... Care e sigur eroare. Ca să termin ideea de adineauri. Care ar putea să fie. Deci toată politica UE pe stăpânii. Dar vreau să zic altceva. Deci tu ai putea să-ți imaginezi că proprietarii unui oraș ar zice, mă, nu mai vrem să mai mirosim diesel. Parcă și crânță-ne ca tractorul și vreau să dorm noaptea. Poți, nu, lăsați. Poți. În oraș. Dar asta nu îți legitimii. Zează, să interzici cu totul motoarele alea. Pentru că nu s-a plâns nimeni de poluare pe câmp. Lumea se plânge de poluare în oraș. Deci ai două chestii astea. Unde e concentrată în timp, au venit multe mașini deodată în oraș, într-un loc concentrat în timp, sau în general asta climatică. Dar asta climatică e așa, pe mai încolo, adică dacă tot plângem ca la New York, dacă plângem că o să fie încălzire, păi oamenii o să ceară chestia asta natural și o să-și cumpere, vezi, Doamne, mașini electrice. Mă rog, există argumentul ăla în care, vai, oamenii nu știu să mulțesc problemele, să dublează ca bacteriile în Petri dish și dintr-o dată moare omenirea. Nu știu dacă, lumea mai așa isteric. Eu am impresia că cu 20 de ani sau cu 15 ani, da. Că au obosit. E ca un drogat la tot bagi. Vorba aia, nici la COVID nu... Dacă te uiți pe YouTube... N-a ținut multiplicarea. Și era moartea, era lângă tine, era vecinul, era... Da. Dă o chestie peste 100 de ani. Să vin. Lasă. Cumva oamenii o să se trezească dimineața cu subsolul inundat și o să zică, băi, nu știu ce putem să facem. Hai să mai dăm, nu știu, hai să mai bem niște benzină sau ceva. Deci, ai putea să faci contraargumentul la ce am zis eu, că noi zicem, mă, pe ce lume lași copiilor tăi? Vrei să lași o lume mai bună, liberă, mai bună, mai liberă. Mai bună. Și ecologiștii o să zică, păi și nu vrei să lași o lume mai curată? Bă, da. Dar nu o rezolvi prin dând putere statului să hotărască taxe și mai reglementări curățite. Da. Acum 40 de ani, putem da aici un exemplu, dacă acum
catastrofa curentă este schimbarea climatică, acum 40 de ani era populația. Bine, unii o mai cred și astăzi. Da, e puțin. Au dus. Ce epuizare are resursele. Și tot așa, era, deci în 68 se Paul Ehrlich publicase un studiu, dom'le, în anii 70 până în 80 o să moară de foame sute milioane de oameni dacă continuăm așa. Dovedi fals, știi? Predicție. Nu am nicio problemă, nu știu dacă mai tărește asta, dar iese în continuare, îți explică, deci nu are nicio... Nu vezi pe Discovery, îți dă explicații. Mă, dar tu ai aberat. Ca Krugman. E ca și cum l-ai chemat pe ăla cu ăla din pandemie, britanic ăla. Mm-hmm. Explică-ne în continuare, știi? Chiar și ca ăsta, Krugman, știi, ca celălalt, Stiglitz, care prevedea că Venezuela se va duce... Mă, de ce e jale acolo? Ia și explică-mi și mie. Nu, dar nu comentează, nu... Cred că e și o chestie de caracter, știi? Da, e da, și o chestie de caracter aici. Sau de lipsă de... mai degrabă. Nu. Nu, dar care era paralela cu imigrația? Că status quo nu rămâne așa, asta vreau să zic el, nu? În primul capitol. Da, oricum nu se rămâne. Mai schimbă și la climă, nu prea știm care sunt cauzele. Da. Deci chiar dacă nu are imigra nimeni, nu se... tot se schimbă. Tot se schimbe populația. Nu e țări. Da. Iar aici, el când exact era un... Bine, conservator, după săptămâni, dar luate de rău, dacă vine bune aici. Da, intern la un congressman. Asta mi-a plăcut și mie. Da. A făcut un calcul, domne, ce impact are nașterea unui copil? Că era, lor era frică de population bump. Și... a făcut Friedman niște calcule, ok, școlarizarea lui... nu știu ce, dar după aceea când va deveni un membru productiv al societății, va plăti taxe, na-na-na, și i-a dat cu plus. Adică avea, pe total, nașterea de copii mai mulți. Este un efect pozitiv asupra societății. Însă lor nu le convenea acest răspuns. A, dar și nu l-au luat în considerare. Nu l-au luat în considerare. Da. Asta e, trebuie să masezi statistica, trebuie să masezi datele, ca să-ți dea ce... ce s-a cerut. Nu, da. Interesele lor, nu e doar știință. Ei se așteptau, ok, avem pregătită măsura X, Y, Z, trebuie să vină și el ăsta ca să avem justificarea. Nu, era... nu era asta. Ai încurcat un pic poveștile. Yeah. Când era tânăr, a fost făcut un internship obținut prin cine știe ce mijloace la Senatul American, unde aia l-au trimis la un nu știu ce comitet și acolo se scotea un factbook pentru o chestie. Și ei își doreau ca în factbook-ul ăla să spună ceva și el a descoperit ca fapt, da, deci o carte de factbook înseamnă carte de fapte relevante. De obicei, astea sunt generate ca să fundamenteze policy-uri. Da, era o estimare, nu era doar un... Nu. La el era un... au luat în trecut, făcuse statistici pe trecut. Nu prezicea ceva în viitor. Okay. Deci, era un fapt că raportul dintre... era pură demografie. Raportul dintre numărul plătitorilor de taxe și numărul studenților urma să crească în favoarea plătitorilor de taxe. Concluzia în viitor. Lui, da. Nu era supoziția lui, era fact. Deci nu e ceva ce... adică chestia asta nu e interpretabilă. Le-a numărat și i-a dat asta. I-a numărat. Am înțeles că era estimarea lui. Nu, i-a numărat. Uitându-se pe 10 ani și pe 20. I-a numărat. Ei se uitaseră doar pe faptul că în trecut crescuseră pentru că intraseră în școlarizare înainte să muncească cei care făcuseră parte din population boom, dar nemai întâmplându-se population boom pe următorii 10 ani, puteai să extrapolezi direct, ăștia o să fie școlari, ăștia o să fie taxpayeri. Prin urmare, raportul care s-a micșorat urmează să crească înapoi la cum era înainte ca acest boom de populație să treacă prin stadiile vieții. Apropo, ea se pensionează acum. Așa. Ok, boomer. E, și el a pus chestia asta pe masă. Numai că ei vroiau să fundamenteze o creștere de fonduri
pentru bugetele școlare, atât la nivel federal cât și la nivel local. Prin urmare, nu puteau să spună, păi stai puțin că o să avem această creștere în mod natural pentru din faptul că baza de taxare crește, iar baza de cheltuială rămâne o scădere constantă. Chiar era recomandată o scădere a fondurilor, nu? Teoretic, da. Teoretic, dacă vrei să, dacă nu pleci cu ideea preconcepută că vrei o creștere, da, dacă vrei să păstrezi lucrurile la fel, în baza acestui fapt s-ar fi recomandat o scădere. Vezi, ideile astea preconcepute sunt ca scopurile. Da. Depinde ce țintă îți pui. Exact. Dacă tu îți bagi în premiză că vrei să crești bugetele și tu, și tu dai peste ceva care o să-ți spună că o să-ți crească oricum, nu, uiți de ea. Și mie mi-a plăcut faptul că, ok, David Friedman a fost privilegiat în felul ăsta, că de la o vârstă fragedă a înțeles poate ceea ce tatălui său i-a luat mai mult să înțeleagă, felul în care jonglează politicul cu realitatea și cu economia. Da, dacă nu e util, nu există. Și dacă există, îl facem noi util cumva. E mai imefient David Friedman și Taikasu. Mai sceptic față. De ăsta, Taikasu, îți dai impresia că, cel puțin Rothbard observa asta, îți dai impresia că te duci la Reagan, la Biden, îi explici și gata. Îl înțelege. Da, clar. Da. În timp ce David Friedman, nu. Există niște motive pentru care nu se va întâmpla niciodată așa, știi? Era mult mai cinic, mult mai sceptic. Păi asta zic, cred că Milton a învățat pe chelia lui. Cred că a avut câteva reușite, gen armata din desfințarea armatei. Hai că merge și în continuare. Nu pare merge. Intri tu tare peste bani, nu, o să vezi că nu merge. Merg chestii de-astea ușoare, știi, costelase, știi, pe joci de capitalism. Dar nu foarte mult, nu intra prea tare. Că soarele te... Da, da. Nu ne strica jucările. Școlarizare. Dăm de deșcolarizare sau unschooling. Deșcolarizare. Da. Două mari bube ale sistemului de învățământ de stat arată prima aici, la începutul capitolului, anume faptul că există niște experți care știu ce materii și ce conținut al acelor materii trebuie să expună copiii. Al doilea lucru, metoda. Dacă stai jos în bancă și ascult de la autoritate acea materie, o vei asimila mult mai repede. Ambele greșite. Păi da. În restul capitolului el încearcă să povestește din experiența lui. Din experiența lui proprie, dacă la început și-a trimis copiii la o școală privată, după aceea i-a luat și de acolo și nu le-a făcut homeschooling, ci unschooling, deșcolarizare. Non-schooling. Non-schooling. E o formă de homeschooling. E o formă de homeschooling, da. Ca e mai two-paced, așa e. E, dar e destul de particulară, în sensul că homeschooling, și el face referire la asta în capitol, e în general, urmează o anumită curiculă pregătită. Doar că e făcut acasă. Doar că e făcut acasă, ori cu părinții, ori în grupuri cu profesori selectați pe sprânceană, chestii de genul ăsta. Pe când unschooling este principiul în care îi lași copilului libertatea totală. Absolut. De a alege în ce direcție e interesat să se ducă. Nu-i place nimic, nici geografie. Se mai uită cineva la emisiune? Da, expresia lui Frime ceva de genul, arunci cu cărți după copil, da, și ce se lipește de el, aia e. Da. Tu n-ai ce să faci altceva. Ceea ce nu era, știi, că oamenii, până la urmă, tot acolo ajungi, știi? El spune așa, domnule, dacă bagi un copil în sistemul școlar de standard, el o să aibă, imediat se adaptează și o să aibă tendința de a memora ce-i trebuie pentru a lua o notă
Pe aia se uite repede, pentru că nu vede un avantaj sau nu i-a făcut plăcere. Pur și simplu e o adaptare la motivația școlară. Copiii, de fapt, oricum vor să învețe, dar vor să învețe ce interesează pe ei și știm că oamenii sunt diferiți. Ei sunt diferiți de mici. Dacă încerci să-i strâmbi pe toți când începe ora aia, trebuie să învețe o chestia aia, poate el se gândește în continuare la matematică. Sau am mai citit niște studii la un moment dat în care fetele fiind mai organizate, ele pot să învețe matematică așa cum merge școala. Păcând băieții, dacă îi lași în pace, sunt în stare să învețe toată matematica din urmă între 16 și 17 ani. Că atunci să coace. Și avem și noi exemplele noastre. Vrem să învățăm ceva nou. Noi ne apucăm de lucrul ăla și îl învățăm repede, pentru că ne interesează. Și asta e și argumentul lui Friedman, că o să învețe atunci când îi trebuie. Da. Fiusul se apucase de niște jocuri video și avea nevoie de statistici și probabilități. Am învățat cu mult înainte altora. Nu erau jocuri video. Nu erau jocuri video? Nu erau. Nu, erau jocuri de societate. D&D? Dungeons and Dragons. E un role-playing game. Se joacă pe vorbe. E pur imaginație. Adică... Știu și jocuri video din... Un fel de board game. Dar la ăla n-ai nevoie de zaruri și de chestii de care povestește el. Nu. Deci e... Ai un dungeon master care îți controlează jocul și la un moment dat el spune că fiul ajunsese dungeon master. Deci el controlează jocul, practic creează o poveste, alții joacă și aleg niște personaje după anumite reguli, nu știu ce, cu trăsături și încearcă să le, să le dea viață în măsura în care pot, respectând criteriile pe care și le-au ales la selecție și e un factor de noroc, se rezolvă acțiuni și, mă rog, purce de joc. Poate să țină și la infinit, din ce am înțeles. N-am jucat niciodată, am înțeles foarte multe despre el, am avut cunoscuți care au jucat. Din punctul ăsta de vedere, ce pot să spun e că e extraordinar de stimulativ din punct de vedere al inteligenței, este și structural, îți oferă un cadru astfel încât mai multă lume poate să interacționeze, deci de aceeași vârstă sau și de vârste diferite, pentru că acolo nu contează atât de mult chestia asta, adică nu e ca la basket unde, de exemplu, dacă tu ești în clasa a 5-a și joci cu unii dintre a 8-a, n-o să fiți pe același teren, adică e o diferență fizică, pe când aici nu e o diferență de genul ăsta. Aveam, de exemplu, când eram copil la generală, jucam o chestie de genul ăsta, nu auzisem în viața mea de Dungeons and Dragons, dar cu niște colegi pe banca din școala românească, da, cu creionul, desenai o aventură ca un joc video. Și uite, te duci pe acolo, faci nu știu ce, ăla zice fac aia, ăla face aia, nu știu, și mergeam inventat de la zero, pur și simplu ca stimul pentru outlet-ul de imaginație. Asta și datorită faptului că orele de română erau un chin datorită profesorului, cel puțin în primii 2 ani. Da, toți copiii sunt așa, sunt nenorociți, și ăștia care învață bine. Cui îi place școala, știi? Se face un concurs la TVR, știi, să găsești un copil. Da, domnule, mie mi-a plăcut școala. Nu o să găsești. Nu există. Nici dascălui nu-i place. Era copil. Mi-a plăcut așa în clasa întâi, știi? La școală. Nu materiile, ci școala. Că așa poți să ai copii care zic, da, îmi place, învăț geografie, mă pasionează, nu știu ce. E extraordinar. Da. Mecanismul ăla. Și asta este scol la 8 să te duci. Da. Cineva vreodată. Da, asta nu era de înțeles. Iarna mai ales nu era de înțeles. Prima de aici e un exemplu, un copil mic de
De-abia a învățat să vorbească, știa speciile de dinozauri. Brontozaurus, nu știu cum. Adică dacă el era pasionat copilul de toate cartonașele alea, probabil, sau de ce a văzut el și a studiat dinozaurii, nu trebuia să ajungi. Bine, zici că ăștia pedagogii studiază asta, știi? De, uite, da. Poate estima că îi duce la Antipa să vadă. Dar da. Poate nu te nimerești. Pe... Ai ar putea, că... Costel, asta ar putea fi regula dacă am fi într-un sistem în care școala funcționează pe motivul profitului și al pierderii. Pe motivul în care pedagogul își câștigă viața din calitatea educației pe care o livrează elevilor săi. Dar dacă pedagogul în sine, pentru el pedagogia este un hobby și cel mai adesea se întâmplă într-un sistem... La meditații face asta. Da. Exact. Unde câștigă... Exact. La meditații iese... Și atunci se adaptează. Stai puțin, că nu e nivelul ăsta de engleză, nu e. Imediat se adaptă la școală, ea și învață. Exact. Doamne, eu nu știu, nu știu ce. Păi și ce ai făcut vara, știi? Mai e o problemă și de, apropo de sistem, mai e o problemă în care sistemul zice, păi de ce nu poți să predai bine la 30 de oameni deodată? Păi sunt prea mulți. Și diferența între ei este prea mare. Adică dacă ai putea să zici că să faci dinamic clasele, să poți tu să zici că ăștia sunt slabi. Și interesul lor și nu sunt interesați. Da. Nu sunt. Mă, cred gândește că se... la comentariile alea, deci dacă vrei. Engleza e bună, știi? Da, cred... Dar și la engleză, mai bine o vezi din filme, știi? Te uiți la Seinfeld. Cred că se poate și la 30 de oameni, dar trebuie să fie cu o anumită metodă. Nu știu exact care sunt mărimile grupelor din, deci, predarea, școlile astea Montessori, predarea, da. Am senzația că se poate. Predarea, da, dar după aia când trebuie să faci sparring un pic cu el, la engleză, de exemplu, trebuie poate să... și aia merge. Gândește-te la ăla, cum se numea, ăla de la Harvard cu Washul lui Du, când vorbea cu tot amfiteatru, știi? Ia zi tu, ia zi tu, ia, pa, pa. Cine, Sandel? Da, Sandel, știi? Și erau, deci vorbea, erau mai mult de 30 ani. La facultate sau la, și la preșcol, preuniversitar, poți să faci ceva de genul ăsta dacă spui anul dinainte. Vedeți că voi face o oră despre past, present, continuous la engleză. Și o să vină doar cei care, nu e ok, sunt interesat, să vin 30. Ok, dacă toți 30 care au venit din mai mici și mai mari, din... Mai multe clase au venit și la ora ta. Și acum nu anunță doamna, doar că e învățământ obligatoriu. No, copilul ar vrea să fie astăzi acolo. Vom face nu știu ce, ești în clasa. Ne, nu, nu cred că asta. Problema e că e obligatoriu, că te, exact. Ești obligat. Deci gândiți-vă cât de mult au integralizat oamenii sistemul ăsta, încât când a fost pandemia, foarte mulți părinți erau cu nervii în pioneze că au pierdut copiii. Nu știu ce, au pierdut timpul, au pierdut materia, au pierdut ceva. Poate atunci au învățat dacă faci niște scanări. Cum poți să trăiești cu frica asta că au pierdut? Ce au pierdut? E bolnav? Are ceva? Nu, păi n-a învățat nu știu ce. Dar poți să învețe, nu e o problemă. Creierul e plastic. Aia, la anumite chestii gândești, uite, la medicină, dacă... Bine, dar nu e ca și cum în pandemie la medicină au trecut peste partea cu oasele și le-a predat numai dacă nu te întâlneai... sistemul. Da, dar nu făceai efectiv. Laborator sau asta. Făceai? Păi nu, da, nu iei examenul. Adică, unde vreau să ajung este că un sistem de educație, fie individual, fie în grupuri mai mari, poate să fie dinamic. Bună ziua! Noi vă oferim, stilul ăla de arunci cu cărțile și vezi ce se lipește, noi vă oferim această cunoaștere. Voi veniți, bifați mai repede, mai păsărite, mai treaba voastră și după aia, dacă îți trebuie certificări, dai examen la matematică la 11 ani, rupi. Examen la engleză, nu iei, la 14 ani nu prea merge, dar la 18, iar, ajungi la nivelul pe care ți-l dorești. E ok, nu trebuie să fii, e toți, poți să faci au trecut, au pierdut, incredibil. Uiți. Aici noi suntem profesori de chimie, biologie, nu știu ce, pentru medicină, da? Asta e materia care vă trebuie la, să dați la facultate. Când nu înțelegeți ceva și aveți întrebări, veniți la noi și le întrebați. Yes. Trebuie să
parcurge să stăm ore întregi, ani de zile. Nu se întâmplă asta, că de-aia sunt meditații. Exact. Bine, vă spune că și meditațiile sunt influențate de costul gratis, știi, al facultății, că nu dai bani la... Da, da. Că asta e o întrebare, dacă ar mai exista meditații. E... Probabil că n-ar mai exista. I-ai dat școlii direct. Da. Nu? Păi da, zice, da, da. Zice, bună ziua, vreau serviciu. Care ar fi serviciu? Păi să fiu la nivelul ăsta. Păi de ce nu sunt? La școli. Nu? Și ai avea o echilibrare a cererii. Cererea ar fi mai dură. Nu, pierd profesorii și e clar că intelectualul fuge ca de dracu, știi, de privat. Să învăța să-i fie bine, da, la asta, știi, să aibă putere, știi. Și dar... chestia asta de orgoliu, știi, adică eu mă adaptez pentru niște proști. Păi da, asta fac toți, știi. Și Apple face asta, deci nu. Marile companii, acum Apple, Google, nu mai cer să ai hârtie de la MIT sau nu știu ce. Mie trebuie să știi. Dacă chiar știi, nu mai cer? Am citit acum, nu știu, un articol, un... Tot da, până. Și e de ceva vreme. Pur și da. Simplu, nu mai... Plus că au fost scandalul ăla și la ei. Nu lasă așa cum. Dădeau bani. Treceau examene, Harvard și din astea. Deci și acolo a ajuns care era obiceiul românesc. Care era, oameni care n-au mai făcut facultate se mișcau bine, nu la programare, la... Probabil. Ca și în România, că... Bine, nu cred că e atât de... N-ai nevoie de... Și nu numai... Generalizat că sunt chestii... Dar de ce? Pentru că se învață totuși... Și e o inflație, sau... deci hârtia aia nu mai valorează respect. Nimic. Pur și simplu hârtia nu mai valorează nimic. Deci ca să fii... As în ceva, hârtia aia nu semna nimic. Aia, uite, un angajator și un ăsta mic, contează că ai făcut Politehnica, știi? Să zicem să lucrezi... Atâta vreme cât Politehnica mai contează, dar imaginează-ți că poate să se ajungă la un punct la care nu mai contează. La care între Politehnica și Spirul Haret să nu mai fie nicio diferență. Da. Și atunci, dar nu există. Păi, mi se pare că asta uite, uite, am avut exemplu adineuri cu învățat engleză. Da, asta este... A, nu e necesar să fie așa. Asta este ceea ce spune Gabi despre Apple, Google și că ei au determinat că nu mai e nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Și nu numai ei... Piața, practic. și nu numai ei. Acum niște vreme dădusem peste un anunț în aeroportul din Copenhaga în care... mi se pare că Ernst & Young stabiliseră că nu-i mai interesează diploma pentru angajare și ei. Deci un sfert din Big Four pe audit și au zis gata, hai. Deci ăștia sunt sistemul. Ăștia sunt sistemul. E ca și cum, nu știu, autoritatea electorală centrală, știi? Păi gândește la ce faptul s-au apărut așa ca de pe ploaie. Să de drept sau de ceva. Înseamnă să fii, există în România 3 milioane de absolvenți de drept. Deci, pur și simplu, înseamnă că de prin toate, din rogojelul. Așa. A luat hârtia aia, pur și simplu, a trecut pe acolo de 3 ori, 4 ani. La drept ți-ai ales un subiect nefericit, că acolo nu prea contează foarte mult hârtia, cât barou. Ok, da. Vreau să zic, dar când facultățile astea de făcut și de, zicem, politică, dar să zicem că apar... Să zicem psihologie. Numai dacă știi să bați un cui și te trece la Politehnica din Rogojelul. Încă nu s-a petrecut corecția asta, nu? La ce? Noi. Încă există stimă pentru... Da. Păi gândește că nu mai așa mare. Nu mai există. Gorghiu. Nu numai că există stimă. Are doctorat în studie. Crezi că un angajator care e serios... Zice, da, domnule, ai doctorat în ce are ea? 3 doctorate are. Păi uite, pe ciucă la... Frate, tu chiar știi, tu lansezi rachete. E clar că aia... Pe ciucă l-a ajutat, dar l-a ajutat pentru că e plagiat. Și cum e Gorghiu, sunt un milion de alte persoane care au doctorate, nu știu ce. Sigur... Nu, dar la unele încă... Înțelegi? Contează. Vreau să zic că un angajator nu face diferența. Ce nu mai mă interesează diploma. Dacă te gândești la job-urile astea din vânzări, nu îl interesează pe ăla că... Mie să-mi vinzi. Ai chestiile astea, vinde-le. Știi să le vinzi? Păi da, dar eu am doctorat. Știi să poți face? Da. Da, e... Aici e cu duș întors. Suntem pe undeva pe drumul ăla. Cred că ești spre efectuarea corecției, da. Sau poate și mai mult. Am impresia că se uită urât.
Chiar dacă și eu au făcut facultăți hașeriștii, hașeristele, știi? Dar sunt sceptici, știi? Dacă te văd că ai stat prea mult în școală, e clar că nu prea. E o formă de neseriozitate, știi? Ți-a plăcut prea mult școală? Nu neapărat, dar dacă tot faci, da, cred că iese în evidență. Nu, dar chestia asta contează experiența, știi? Ori asta e împământenită, știi? Este și niște dezavantaje ale deșcolarizării acasă a copiilor. Stai, înainte de asta, hai să povestim un pic și ce a făcut, ce ne povestește el prin capitol. Deci David Friedman a avut doi copii, nu i-a dat la școală. Asta a fost rezultatul. Copiii s-au realizat fără niciun fel de probleme, pe lângă faptul că erau, cum să spun, prodigii în viața lor. Fata lui era la universitate pe vremea când, deci făcea un program universitar pentru liceeni, chiar dacă nu făcuse liceul. Băiatul umbla, era singur băiat de 7 ani capabil să-ți calculeze probabilități complexe, chestii care eu am avut probleme la facultate. Așa. Și au ieșit ok. Ideea e că atunci când au vrut să meargă la facultate și a fost alegerea lor ca oameni maturi, s-au dus la facultățile la care au vrut să se ducă și au completat educația, adică că dacă aveau carențe educaționale în Statele Unite, există acest examen standardizator numit SAT, care e mare parte de cultură generală, nu e ca la noi, BAC-ul. Cum e BAC-ul, în care se spune că trebuie să citești anumite lucrări, să poți să faci comentarii, să... Nu, e în mare parte de cultură generală. E să vezi dacă știi să gândești. Practic, asta e ceea ce încearcă să măsoare SAT-ul. Dacă știi să gândești. Da? Și ei și-au completat singuri cunoștințele în privința luării acestui examen ca să poată să intre la facultățile la care au vrut să intre și s-au realizat din punct de vedere atât social cât și profesional. Deci nu a existat nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Da, dar avea părinți deștepți. Așa zice. Asta spune și Friedman, că a avut părinți deștepți și de asemenea Friedman concede că pot exista și consecințe mai puțin dorite atunci când vine vorba de o asemenea... De exemplu, cu părinții religioși care nu vor ca copiilor să știe despre evoluția unui pământ din maimuțe, dintr-un strămoș comun, mă rog, maimuțele și oamenii au evoluat și ce se întâmplă cu oamenii ăștia, știi, care nu vor să-și dea copiii la școli de stat din acest motiv și nu din... Nu vreau copilul meu să învețe, să fie un prodigi, altfel. Dar o altă problemă pe care o vedea el la procesul ăsta este faptul că dacă părintele și copilul nu au o relație bună, atunci nici deșcolarizarea asta nu va funcționa. Deci trebuie să fie un pic apropiat de copii. Poate trebuia să zicem neșcolariză. Da, dacă lei de la început... Că nu vezi de ceva, ci nu îl vezi de la început. Mai e cam dezvățare. Dacă l-ai avut, dacă l-ai avut în școală și pe al scos din școală, da. Și îi faci deșcolarizare. Mă rog, în sensul că renunți la stilul. Da. Și o altă critică adus acestui proces este faptul că copilul tău nu va socializa cu copiii de vârsta lui, cum se întâmplă la școală. Știi? Păi cam astea sunt obiectiv. Dar asta nu e musai să se întâmple așa. Nu e musai, da. Prima, de exemplu, că copilului, băiatului se juca cu jocuri video, cu
jocuri de socializare. Cu ceilalți copii care tot așa nu se duceau la școală sau aveau programe de homeschooling sau școli private. Și reușea să se întâlnească cu ei și nu era antisocial. Plus că nu stătea tot timpul cu copii de aceeași vârstă, ci de vârste diferite, și mai mici și mai mari. Cum era a mea, mai avea un copil să spună ceva la o oră și îi zice, doamna, n-ai venit să socializezi? Sau, apropo de discuția pe homeschooling, știi că sunt două obiecții. Una e că nu știu părinții carte, sunt proști și asta e socializare, știi? Pe Sorin Ioniță, aveam discuția cu câțiva ani și pe Facebook asta zicea, vârdea cu gura până la urechi, da, asta înțeleg ăștia cu homeschooling, că părinții știu matematică. Mie mi se pare că homeschooling-ul nu înseamnă în mod necesar asta, că părintele știi, te învață geografie. Exact, nu. Meditațiile, mai poți să angajezi un vecin, știi, deci nu trebuie să știi tu. Dar și la un instalator. Și, ca, și asta ca să nu facem apel la toate instrumentele moderne, contemporane, digitale care sunt acum. Deci poți să înveți jocuri interactive. Sau sunt site-uri din astea. Deși nivelul lui primitiv știi de cunoașterea subiectului. Deci pentru el asta înseamnă că hai că tot trebuie să știe teoria relativității. Da. E aberant să crezi asta, prin urmare tot. Există Khan Academy, că un site din ăsta care te învață orice, oricând, oricum. Bineînțeles că poți să ai argumentul ăsta că contează interacțiunea cu copii de nivel tău sau un pic mai mari care vorbesc limba ta. Păi da, alte contexte. N-ai ziua recunoștinței, nu e ziua cuiva, n-ai vecin, n-ai biserică, ai alte contexte, nu e... Ca să nu mai vorbim de faptul că un alt contraargument pe care el nu-l aduce aici, dar e des adus împotriva unui sistem privatizat de școală sau de neșcolarizare chiar, ar fi că, domne, copiii săracilor. Ce facem copiii săraci? Adică copiii săracilor sunt ajutați de școală că au aceeași șansă cu toți ceilalți, pe când dacă i-ar lăsa acasă, îi exploatează părinții, îi... Plus că n-au acces la resurse. Adică copiii săracilor nu se duc la Khan Academy, că n-au ăia bani de Khan Academy. Nu, dar trăim totuși într-o țară în care, adică în pandemie, când a fost școala ținută acasă, mutată în online. Da. Da? Cu copiii săracilor ce ai făcut? Le-a dat statul tablet. Le-a dat statul tablet. Chiar le-a dat? Perfect. Perfect. Mă rog. S-au chinuit. Mă rog. Ce să vezi? Ce să vezi? Ce să vezi? Ai pe acest site pe care să lășuim și noi și nu datorită faptului că să lășuim și noi și am putea spune că uite, ai acces la atâta filozofie gratis numai să o devorezi singur. Da? Dar există pe acest site profesori români, e un profesor, nu mai știu de pe unde, parcă de pe la Bacău, profesor de matematică, pus cursurile de la clasa 5-a la 12-a. Tot ce trebuie. Da, pe YouTube. Tot ce trebuie, acolo. Sigur se găsește și la română, sigur se găsesc de învățat limbi străine. Gratis. Bine. Și un extra argument aici este, și e observat de oameni care sunt preocupați de climă, pare că cum faci ca oamenii să fie preocupați de lucruri bune și să ducă o viață mai curată? Păi trebuie să o ducă mai bine, trebuie să aibă venituri mai mari. Și cum asiguri venituri mai mari? Dând de la stat bani oamenilor săraci, pare că rezolvă chestia asta? Sau unde sunt oamenii în agregat mult mai, au un nivel de bunăstare mai mare? Acolo e o piață mai liberă. Pare că am adus vorba de piața liberă când e vorba de educație, dar chiar se influențează. Deci oamenii ăia săraci, ai putea să aplici și soluția în care ei să nu mai fie săraci. Nu, e de piața liberă, trebuie. Yes. Da, uite, zici că n-au bani pe ei. Ok, și dacă statul îi fură jumate din salariu, are mai mulți bani? Asta e întrebarea.
Săracul ar fi dat cât îi fura cu statul, poți calcula. Ar fi dat banii? Păi nu ar fi dat. Păi atunci de ce e? Dacă el nu ar fi dat. A votat? A existat vreun instrument prin care... Nu, i-a luat statul pur și simplu. Yeah. Uneori ăștia trebuie să ataca și așa. Și deci când vin Stoiciu și Rogozanu, trebuie să zici, nu, tu trăiești din banii casierei de la Lidl, știi? Înțelegi? Foarte la... Am înțeles, aperi săracii, dar tu trebuie să trăiești, că femeia e furată jumate, banii vin la tine, că ai tu emisiune la TVR la care nu se uită nimeni, știi? Înțelegi? Trebuie lovit și nu se aduc argumente de tipul ăsta, pentru că, na, intelectualii noștri de dreapta sunt, depinde stat și sunt cam în aceeași... N-o să, da, exact. De aici nevoia de a avea instrumente gen cum suntem noi, cum e Murgescu, cum sunt Freedom Alternative și suficient să-și permită subversivitatea, știi? Și atacuri de tipul ăsta, pentru că altfel, na... Ne aducem atacuri de astea la persoană, ca să zic. Deci nu e un atac la persoană, e un argument de stimulente, știi? În faptul că nu știu ce. Da, mă rog, cine ar vedea că e un atac la persoană, nu are înțeles argumente. E o judecată negativă de valoare, nu e un atac la persoană. Un atac la persoană înseamnă să discreditezi un argument că e dubioasă sursa, e dubioasă persoană. Uite, mai era o memă despre asta cu educația. Erau ăia doi, Soyboy și cu Chad. Soyboy zicea, păi da, da, așa copilul prin homeschooling nu mai internalizează valorile societății, știi? Și el a zicea, exactly, știi? Yes. Păi... zice și Friedman asta. Zice Friedman, că preferă să ia valorile mele decât ale mele. Da, dar mai era o chestie. Dom'le, există în viață multe lucruri prin care, multe situații în care trebuie să faci un lucru chiar dacă nu-ți place. Da, și asta, și asta. Da, unul dintre... Și asta te învață școala. Pentru, da. Bă, da, te învață 12 ani de zile același lucru. Poate să facă 2-3 ore în care face lucruri care nu-i plac, dar cu un rezultat și suficient. Nu, eu... Asta e în esență tot. Nu, mecanismul ăsta că faci și ce nu-ți place apare și în chestiile care îți plac, ca să spun așa, știi? Joci poker și acolo faci, sau Macau, sau nu știu ce, da, joci jocuri și faci chestii care nu-ți plac. Nu trebuie să faci chestii în care nu-ți place nimic, știi? Dacă luăm orele. Mi se pare foarte interesant că el a zis, de ce să facem un simulacru în care trebuie să faci niște teme, ceva ce nu-ți place, și după aia să primești note bune sau unii părinți mai dau niște bani, când poți să vadă lucrurile astea în viața reală. Poți să aibă activități reale în care o să vadă inevitabil că trebuie să facă și lucruri care nu-i convin. Că trebuie să-și facă ordine în cameră, etc. Ca să nu mai vorbim de faptul că el, când se referă la chestia asta, spune că școala de astăzi, dacă o privim numai din punctul de vedere al faptului că te învață că, e bine, că e bine să faci și ce nu-ți place, da? Distruge complet sistemul de sistemul motivațional, pentru că nu corelează deloc munca depusă cu rezultatele. Adică te freacă 12 ani de zile și la final îți dă o diplomă. Zice, ia, pă, felicitări, plăi. Păi... <curcă. laughs> Pe când exemplele pe care le dă el sunt mult mai simple din viața reală, da? Să presupunem că ești muzician, da? Chitarist, dacă și nu-ți place să acordezi chitara, că na, ia puțin timp și nu e la fel de fun ca să cânti Smoke on the Water sau ceva, să fie toată lumea pe spate. Ok, dacă să ți iasă aia, trebuie să pui chitara, sau ca să joci basket, dacă vrei să joci basket bine, trebuie să te antrenezi, trebuie să faci și ce nu-ți place, nu? Nu doar jucând, da? Trebuie să mai și exersezi, trebuie să mai și faci un alta. Dacă mai zice, ca să o legăm și pe aia cu Peterson, Jordan Peterson, clean up your room. Dom'le, dacă nu-ți cureți prin cameră, la un moment dat s-ar putea să nu găsești un lucru atunci când îți trebuie, să răscolești toată casa, să întorci cu fundul în sus. Bine, s-ar putea să nu-l găsesc pentru că sunt eu uituc, da, asta e altceva. Asta s-ar putea să fie o problemă de Alexandru. Da. Știu că aveam pe aici prin cameră $1,000,000, dar nu știu unde am dus. Asta deja e altă problemă. S-au dus. Da. Mie mi-au zis odată niște muzicanți că
80% de încântare este să întinzi sculele și să le strângi la sfârșit. Da, deci, ești tu. Munca... Mai ales dacă ești tu boșar. Da, chitaristul pleacă. Are niște cabluri, niște clapene, dar puțin. Da. Ei, și o altă chestie tot legată, și asta e ultima, legată de homeschooling, este, domne, copiii, deci ca homeschooling-ul să meargă, da, ar trebui ca părinții lor să le pese, părinților să le pese de educația copiilor lor. Efectiv, să le pese. Na. Da. Ne-am mai făcut argumentul ăsta cu alte ocazii, dar dacă tot l-ai făcut, măcar vreo 7-8 ani pretinde că îți pasă de el. Îți pasă de ce iese de acolo. Nu fugi repede la vot ca să instituționalizăm ca în alte țări super socialiste să fie obligatoriu să-l dai la creșă de la 3 ani. Da? Că am auzit discuția asta că începe să-și facă simțită prezența la nivelul UE. Bine, că nu e da? Ultima lege asta, nu e și chestia asta? Încă. Se pare că încă, adică doar... Se discută? Da. Nu știu. Oricum, dar există și educație obligatorie. Nu știi ce ar face, te că zici, dai bine părinți. Nu știi, poate dacă n-ai fi obligatorie. Totuși, poate... să ne aducem aminte de când era în pandemie și zicea să copiii să rămână acasă. Și toți părinții și eu, păi și noi... Aoleu, da. Aoleu, da. Nu, da, și ce a zis de... mulți mereu, că bună, școala Filipe, e folosită da. Ca o grădiniță. Da. Daycare. Da. Da. Și unul dintre motivele pentru care, că asta adusese aminte și Gabi mai devreme, unul dintre motivele pentru care tinde să fie mereu un conflict intergenerațional între părinți și copii, poate să fie și datorită faptului că tu l-ai vrut în sistemul educațional și te-ai spălat pe mâini de el, acolo copilul a trebuit să-și facă o reprogramare la felul în care se raportează la societate și să se să se alieze cu cei de vârsta lui într-un sistem cu colegii de închisat, cu colegii de la cloacă, da? Într-un sistem de noi versus ei, unde noi suntem noi elevii, da? Ei sunt adulții, profesori. Da, dar și ei sunt chinuiți, da. Adică e legitimă solidarizarea. Bineînțeles, adică școlile oricum arată ca niște închisori, știi? Dar asta e partea a doua. Da, și dintr-o dată dacă se apare fractura asta în mentalul lor colectiv, nu puteți să pretindeți, mai ales că voi i-ați dat voluntar cică, da? Adică dacă nu le explicați că ați fost obligați, zic, pentru ei e voluntar, nu înțeleg chestia asta, nu poți să te aștepți copilul să înțeleagă, da? Și în mare parte știu că nu înțelegi nici tu care te uiți acum la emisiune. Da? Deci, spuneam, nu poți să pretinzi că după ce l-ai dat la închisoare și el și-a format sistemul ăsta de apărare în care colegii lui sunt mai importanți și adulții sunt externi, sunt cei cu care să ne uităm, să te treacă pe tine într-o categorie separată, că nu, tu ești părintele. Nu, ești tot adultul extern. Dacă n-ai avut grijă să creezi o legătură mai puternică în spatele chestiei astea, dar asta se creează conștient și cu grijă. Da? O să te trezești... E ca o cultură mică. O să te trezești că ai parte de toate floricelele rebeliunii adolescentine de care au avut parte și ai noștri. Dar poți să spui că iei libertatea copilului? În ce sens? Asta e delicat. Păi forțezi, știi, să... La școală. Sau te gândești că nu are consimțământ și... Că îl forțezi, ce? Să se ducă la școală? La școală, da. La școală. E clar că nu vrea. Uite, asta e o problemă libertarie, vin să judecăm. Eu cred că dacă simplificăm problema sau asta cum vorbim de consimțământ, ne gândim doar că el nu e responsabil pentru anumite... Pentru anumite astea. Dar asta el poate avea consimțământ. Nu vrea să mănânce o înghețată. Da. Nu e ca și iar dacă tu îi bagi înghețată... Eat your vegetables. Nu. Înseamnă că e...
E o închisoare. Postmoderniștii au mania asta cu, domne, toată cultura și toate... A, și să crească copil pe data, trebuie să-i dea un cadru. A fost pe chestia de autoritate din asta, știi? Da. Da, dar iau că sunt în partea înaltă. Niște garduri mai... Sunt mai ghimpată, mai... De origine franțuzească, știi? Da, da, da. Și mai groasă, știi? Da. Ultimul capitol. Cripta. Sau mai și mai de asta se arăta și din întreaga carte, nu? Da, da, da. Da. Bine ai venit la în viitor, în care Friedman Noțco și vorbește despre Bitcoin, în cununarea întregii opere. Pentru ce a scris toată cartea asta? Ca să pentru Bitcoin. Era o, de asta, o, un PR mascat. Da. Se pare că Friedman a urmărit fenomenul ăsta de criptografie de mult timp, înainte apariției criptomonedelor. De pe vremea când criptografia era utilizată în trimiterea și recepționarea e-mail-urilor. Atunci era mania asta, în România, precauția bine întemeiată de a nu fi spionat de către agențiile guvernamentale. Și dezvoltase e-mail-ul de tip încriptat cu cheie publică, care funcționa în modul următor. Tu îți puneai într-un mesaj către toată lumea, domne, dacă vrei să-mi trimiți un e-mail mie, ia cheia asta, da, un șir de caractere și încriptează-ți mesajul pe care vrei să mi-l trimiți pe calculatorul tău și după aia mi-l trimiți. Eu am o cheie privată, poșitorul căruia să decriptez mesajul și văd ce mi-ai scris. Numai eu am acea cheie privată, toată lumea, cine vrea să-mi trimită, are acces la acea cheie publică și poate să îmi trimită mesaj criptat. Adresa de mail, adică, nu? Nu. Adresa de mail este unde să-mi trimiți, dar... De ce, ce e cheia publică atunci? Cheia publică este un șir foarte lung de caractere bzbzbzbzbzbz. El este generat... Care ți-ascunde mesajul. Care ți-ascunde mesajul. Deci ai un software care, apeși o dată, generează cheie publică, cheie privată. După ce apeși butonul respectiv, o să ai două șiruri de caractere. Cu unul criptezi un mesaj și cu celălalt decriptezi mesajul. Cu același mesaj nu poți, cu care criptezi nu poți să-l decriptezi. Astfel... Toată lumea. Deci ideea e, Costel, că ai o pereche, nu e ca la, de exemplu, felul ca la ușă. Ai o cheie cu care și închizi și deschizi. Criptologia așa nu e. Asta e toată criptografia, nu? Că ai două chei. Ai două chei. Felul în care funcționa criptologia înainte, ne gândim la spargere de coduri din timpul cel de-al doilea război mondial, acolo aveai o singură cheie. Atât pentru encriptare, cât și pentru criptare. Mă rog, el era, ideea e că trebuia să fie ceva în comun. Da? Aceste două chei sunt perfect separate și nu poți să o deduci pe a doua din prima în niciun fel. Și nu funcționează. Una funcționează exact cum a spus Gabi. Una funcționează la închidere și una funcționează la deschidere. Și invers. Păi cealaltă din deci curie. Tu poți folosești prima cheie. Înainte aveai o singură cheie. Era una singură. Nu trebuie să o deduci că era aceeași. Da. Și aici exact. Nici acolo, nu poți să o deduci. Aici dacă o afli pe una dintre ele, nu te ajută. Dacă e privat. Ah, nu știi pe aia public. Da, exact. Păi și cum faci să știi? Păi ideea e așa, că nu contează. Noi spunem public și privat, de ce? Că pe una o dai tuturor ca să-ți trimită, pe privată o ții doar tu, numai tu o știi. Exact. Dacă știe și FBI-ul cheia ta privată, atunci... Deci o adresă de Bitcoin ce e? Oh, te duci departe. Ai, mult mai. Ia este ceva. Un... Ajunge în șapălă. Ajunge în șapălă. O încătare SH. SHI-256 și de două ori făcută criptarea respectivă. Dar, cum să zic, e tot o altă mâncare de pește față de trimiterea unui mesaj să scap de urmărirea, să zicem, agențiilor guvernamentale. Pentru că acolo la Bitcoin, de fapt,
cam transmiți totul public, doar modalitatea de a transmite este ascunsă, dar toată baza de date este publică. Se vede la Bitcoin, da. Da. Doar asocierea între adrese și persoană reală nu se face. ANAF-ul vede. Vede tot. Dar nu știe, nu știe. Astăzi s-au transmis atât Bitcoin. Nu știe. Astăzi s-au transmis atât Bitcoin sau dacă e porumbul. Asocierea, asta e ce spune Gabi, asocierea dintre adrese, nu. Deci el știe câți bani sunt într-un cont de Bitcoin, abar n-are ai cui sunt. Da. Prin, doar uitându-se la aia, poate să deducă prin alte părți, aia e altceva. Da. Dar fix doar din blockchain nu știe. Dar odată ce faci asocierea între tine și o adresă, atunci poate să afle tot istoricul de la origine. Uite, de-aia zicea Friedman contraintuitiv că ăștia bitcoinii sunt cei mai puțin anonim, nu? Uh-huh. Cei mai transparenți. Da, da, da. Ce exemple mai dădea el aici? Se mai punea problema, dumneavoastră, ok, FBI-ul nu știe ce mi-a transmis mie Alex în e-mailul de ieri, dar știe că Alex mi-a transmis mie un mesaj prin această folosire a cheilor publice. Și ai altă soluție. Ai altă soluție numită Remailer. Niște noduri de e-mail-uri care tot repetă un mesaj. Uh-huh. Redirecționează. Îți redirecționează și treci prin mai mulți, un fel de tor, cred. Păi ce, nu mai vede? Îl vede pe ăla de dinainte. Poate cum, dacă pune mâna pe un nod din ăsta, FBI-ul, poate să vadă. Dacă treci prin mai mulți și tot timpul să ai un un fel de cum se schimbă site-urile astea de filme. Da, de envelope. Da. Un fel de ce? Container. Container. Un container în care când transmiți la primul nod, îi dai destinația, nu destinatorul final, ci destinația un alt nod. Și tot așa până când ajungem la nodul. Ei, și mult mai greu agențiilor să urmărească pentru că ar trebui să controleze toate nodurile. Toate nodurile respective, da. Da. Bun. Și de ce ne dorim? Că trebuie să ajungem și la argumentul ăsta împotriva conservatorilor care spun că, domne, de ce vrei să te ascunzi de guvern? Dacă n-ai nimic de ascuns. Dacă n-ai nimic de ascuns. Plus că noi vrem să-i prindem pe ăștia care fac lucrurile ilegale. Nu v-ați uitat la emisiunea înseamnă, da? Peste 70-80% din lucrurile care sunt cu adevărat, care sunt ilegale, sunt doar ilegale pentru că cineva a scris undeva ceva. Da. Nu pentru că se petrece o crimă. Da, da? Eu, are vreo dacă eu vreau să-i dau lui Alex niște bani, da? Și dacă sunt mulți bani la mijloc, dintr-o dată chestia asta e ilegală. Da. Ah, chiar nu ai voie donație. Donație ai voie, dar trebuie să o faci prin bancă. Ah, nu ai voie. Mă rog, în sensul ăsta, era o interdicție. Da, exact. Sunt tot felul de cercuri de-astea pe care trebuie să... Adică este o... Circuitul apei naturale. Și este la ora actuală, se duce o campanie puternică, atât la nivelul Uniunii Europene cât și în afara ei, de a elimina anonimitatea online. Noi am avut mai de mult o emisiune, o găsiți acolo sus, episodul 99 din podcast, în care am discutat fix pe tema asta cu mai bine de un an și ceva. Uite, scuze, un singur punct de spus. Și de ce e important? Ca să înțelegem de ce e important. În Austria, putem să dăm referință la un alt episod din podcast, dar nu e cazul, că sigur știți despre ce e vorba. În Austria, la un moment dat, se discuta să îți ia statul direct pe oprire pe cont, o sumă care nu era deloc nesemnificativă de euro, atâta vreme cât tu pretindeai ca tu și copiii tăi să rămâneți nevaccinați în pandemie. S-a discutat, legea aproape că a trecuse de avizul Curții Constituționale. Culmea. Cu austriece, na, Curtea Constituțională austriacă. Ok, au și ei limitele lor. Nu s-a mai pus în aplicare pentru că s-a permeat și în stratele societății lor cât de bine funcționau, de fapt,
aceste seruri minune. Dar fundamentarea a fost acolo și a fost foarte aproape de a deveni realitate. Și nu e ca și cum o să-l lase. Dar în Canada, pe vremea lui Trudeau, că și acum e Trudeau de fapt, a fost camion AGI, s-a întâmplat acest lucru. Le-a luat bani. Cine a donat campaniei camion AGI-lor au avut proprire pe conturi, li s-au blocat conturile. Nu li s-au blocat conturile camion AGI-lor, nu li s-au blocat conturile lor care au donat. S-au blocat conturile în care a fost donat către camion AGI. Și banii unde s-au mai dus? Banii nu s-au mai dus, au rămas. S-au întors. Și cei care au donat au avut de suferit. Cumva, da. Au avut ceva. Da? Da, 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 nu mai știu asta ce. Nu mai țin eu minte. Okay. Păi ce da, era o chestie de asta. De ce ai donat acolo? Relațiunea de stat sau ce? Chestiile astea, interesul public. Da, sabotarea. Sprijin terorismul lupește, da, da, ceva. Terorism domestic. Camion logistic. Da. Uite, dar au fost momente, de exemplu, ucrainienii primesc donații în cripto. Și mulți, inclusiv ruși, care nu sprijinau războiul sau politica lui Putin de invazie, au donat în acel și vreau să se ascundă de Putin sau de autoritățile rusești. Și prin cripto reușeau lucrul ăsta. Asta e un avantaj, dar domnule, de ce trebuie să fie anonim dacă vrem tot să fie public? Da. Cum zic că mai există oare neapărat. Și mai explică Friedman că tot așa ai putea să ai și anonimizarea transmisiei banilor. Practic, da, de fapt, comanzi prin niște mesaje ce se întâmple cu niște fonduri. Dat exemplul la eCash, care a fost precursorul, să zicem, Bitcoinului, se dorea acest mijloc de transmisie a valorii prin internet. O soluție a fost acest eCash, dar era un site centralizat. Doar că ți-a anonimiza tranzacțiile și destinatarul și transmisătorul prin asocierea lui cu niște numere. Da? Tu puneai un dolar la un număr în acel sistem. După aia transmiteai cui vrei să-ți trimite, îi trimiteai numărul, nu numele tău. Respectiv îți trimitea numărului banii. Și ăsta era centralizat. Dacă îi vrea să faci soluția asta, dar descentralizat, ar putea, nu? Adică nu se ceartă sistemul de mesaje anonime. Nu poți, că trebuie să faci sincronizare. De fapt, reinventezi Bitcoin-ul. Ok. Da? Trebuie să ai baze date pe toate sistemele, trebuie să ai un mod de sincronizare între baze de date, pentru că dacă cineva cheltui deja banii într-o bază de date, într-un nod cum ar veni, trebuie ca celelalte două să știe că deja ai cheltuit și mai poți să-i cheltuiesc din nou și mai departe. Da. Practic asta ce e? E un mecanism de clearing. Da. Și vrei să fie cât mai rapid și nu că vrei să fie cât mai întins, vrei să fie peste tot. Da. Absolut. Ok. Dar Bitcoin e un site? Nu. Sigur există și un site, numai că doar îți zice cât costă. Nu, dar așa ca arhitectură, ca nu știu. Nu. Păi, unde îl găsim? Adică unde e? E o bază de date. Astăzi îl vedem și noi. Pe care o poți să iei și tu. Tocmai asta e puterea lui, că nu avem unde să-l găsim așa ușor. Plus că oamenii zice, am 3 Bitcoin, știi? Și bate pe o buzună. Dar el nu era aici. Ei sunt în... Da. Pentru că calculatoarele tuturor. În cloud? Da, stă în cloud, da, vorba ta. Iar el este doar cheia privată cu care controlează acea sumă din cloud. Cheia privată, da. Cheia privată. Deci există ceva, există undeva. E o bază, e un fișier mare, o bază de date, pe care multe calculatoare o au. Și o updatează în fiecare... Fișier Word, mai zice că există, din cauza că sunt niște... E un fișier există, Word. Da, există. Ăla e. Ăla e Bitcoin. E acel... El există ca 0101 pe un hard. E ca Matrix. Bun. Uite, mai era și aia, zis și de aia cu trade-off-ul ăla între... Poți să te vadă pe
în lumea fizică, trade-off ăla între lumea virtuală și lumea fizică. Da, da. Dacă ea te văd pe cameră, poți să fii tu cât de criptat. Îți dai seama că... Te vede, dar stai și... Da. Dacă atunci când... Sau care e idealul lui Freeland? Că nu... Da. Că care era? Că să fie atât de transparent încât să... Deci el încerca să... El încearcă în acest capitol să... Să-și imagineze o lume anarhocapitalistă în online. Era, asta era visul criptoanarhiștilor de prin anii 80-90. De prin anii 80, da. Așa, și... Lipsea această monedă, știi, Bitcoin. În rest, o rezolvaseră cu e-mail, cu mesajele, cu nu știu ce. Și... considera că atunci când ai o identitate online anonimă, da, să zicem că el dădea, făcea consiliere juridică online și printr-un avatar, printr-un pseudonim, îi primea Bitcoin, mai bine el putea să rupă orice legătură cu statul. Deci toată, zicem, funcționarea lui taxabilă era în online și în această lume virtuală și nu mai putea fi prins. Și așa se gândea la toți oamenii să trăiască în... Da, și ai nevoie ca la rețelele sociale, ai nevoie de numere. Da, o dată era problema asta că trebuia și ceilalți oameni să treacă la sistemul ăsta și în al doilea rând există un progres în domeniul ăsta și al de supraveghere și al statului. Dacă ai camere de luat de vederi peste tot, inclusiv, zicem, în casa ta, este un soft acum în camerele astea al chinezilor care ne urmăresc în timp real. În camerele astea nu. În astea sigur nu e. Așa. Okay. Atunci degeaba ai tu criptare online pentru că te vede cum tipărești și ce tipărești. Atunci te poate identifica. Bine, el zice așa că e greu să taxezi ceea ce nu vezi. Dacă faci bani în realitate și cheltui online, guvernul îți poate taxa veniturile. Dacă faci bani online și îl cheltui în realitate, adică la magazinul din colț, guvernul îți poate taxa cheltuielile pe PDA-ul, de exemplu. Da? Dacă însă câștigi bani online și cheltuiești de asemenea online, teoretic, atât veniturile cât și cheltuielile ar fi invizibile pentru ANAF. Din păcate, s-a ocupat de asta mari procesatori de plăți, cum ar fi PayPal, Stripe, Venmo. Restul să raporteze la ANAF tot ce trece pe la ei. Criptografia ar putea să mute și obiecte din lumea reală în lumea virtuală prin faptul că le fac neutilizabile în lumea reală. Mă gândeam la un sistem în care faptul că deschizi ușa printr-o chestie criptografică încă ți-o dărâmă și instalează ăștia o loială sau o trecere prin ușă cu cheia lor privată. Plata la deci în contoarul, plata la firma de curent electric, gaz, apă și ce mai fi, utilități la fel, trebuie să, dacă nu ai cheia respectivă, nu-ți mai trimit, întrebe curentul, secunda 2. Plățile făcându-se și contorizarea și plățile făcându-se, zicem, în timp real. Făcând o trecere, asta mi-am imaginat, dar poate că se pot întâmpla mai multe lucruri, astfel încât chiar dacă statul sau un hoț pune fizic stăpânire pe un imobil sau pe o mașină sau pe un alt lucru, acel lucru să, el să nu poată beneficia de acel lucru. Știi? Nu merge. Nu funcționează, ok, degeaba. Stai în el și nu-i curent, nu curge apă. Să am deschid. Nu, nu e. Adică lucrurile virtuale să fie mai, cu ele să controleze, de fapt, lumea reală, știi, cu acele chestii din virtual. Deci nu poți să schimbi parola? La, de exemplu, unii își pierd Bitcoin, da? Adică își pierd cheia privată și dacă ai pierdut-o cam...
E foarte nici greu, ar trebui niște milioane de ani să spargi parolele astea lungi. A, distrugi ușa fizică atunci, nu? Sau? Cam asta e. Deci o dărâm. Deci, okay, zicem o dărâm și folosești spațiu, dar restul de servicii, la revedere. Asta mi-am ajutat, dar poate fi inclusiv, poți să faci, nu știu. Să cadă casă. Să depinzi, nu. Deci, uite, gândește, există acum și acum un cal și o căruță, știi? Ca mijloc de transport. Dar este uzat moral. Deci nu mai, nimeni nu mai, de unde vrei să te duci până la mișfață. Da. Uh-huh. Trebuie să folosești alte mijloacele, alea sunt... Așa și o casă, dacă, zicem, să fie niște servicii așa de indispensabile, care dacă nu le ai și care sunt activate doar cu acea cheie criptografică, să fie, ok, am intrat, ai o căruță, da. nu poți să faci nimic cu ea, știi? Uh-huh. Zicem, ai un telefon mobil, doar să transmiți acel mesaj de urgență, știi, poți. Da. În rest, nu poți să-l folosești. Îți mai folosești la ceva, degeaba l-ai furat, dacă n-ai acces la el și la ce poate să facă. Da. Asta e evident. Asta e cel mai evident. Da. Da, e o idee. Adică să-i blochezi utilizarea. Da. Vine în afuța casa și... Și te s-o dărâme și să facă una nouă ca să poată să facă cineva ceva în casa aia. Ar face asta în afu, știi, chiar dacă ar fi mai scump. Așa scrie la norma de aplicare, da? Asta ar face. Ar cheltui dublu, o dă jos. Mă rog, asta a fost frumoasa carte. Asta a fost Friedman, e mai puțin cunoscut. Puțină lumea a auzit de el. Alte comentarii la nivelul cărții întregi. Păi, ce să zic, e un cărțuia mare. Cum spuneam, nu e atât de cunoscut în față de Rothbard, de exemplu. Rothbard e mult mai... Bine, humor e și mai puțin. Noi l-am introdus. Deci dacă se va auzi vreo... Se duce humor, dar la noi se va auzi. Probabil și de Friedman, la fel. Dar nu ai un tip deștept, dar observație în cercul vrei să spui sau... În România, în general. Da. În România, în general. Și nu, chiar și printre libertarieni. Sunt mai degrabă misesieni libertarienii români, știi? Noi am încercat să... facem treabă mai bună, să aducem din mai multe... Chiar dacă seamănă partea centrală, dau câteva chestii ale lor. Uite, cum a referit la utilitarism, cu mare humor, intuiționismul ăla etic. Sunt... Chiar dacă îi cade acord în mare. Dar nu ai un tip deștept, e păcat că nu e mai cunoscut. Te mă gândesc la argumentele alea pe cu săracii, când s-a arăta negru pe alb, uite, un sărac pierde mai mult decât. Cine nu știe asta? Mie ce mi-a plăcut mult sunt exemplele. Deci, sper deosebire de alte cărți, cartea asta abundă de exemple. Încearcă să-și imagineze viitorul. Le nimerește de câteva ori, foarte bine. Ah, da, cu Uber, cum spuneam. Da. Da, da. Deci nu e foarte crispat. Dacă încearcă să-și imagineze și îi dă cu plus, o și scrie aici în carte. Știi? Bă, eu îmi imaginez că într-o societate capitalistă, transportul urban sau bombele nucleare vor fi așa. Dă-i. Nu e timid cu, nu e reținut cu aspectele astea. Are și câteva părți negative, o să stau eu la cârcoteală, dacă voi doi l-ați lăudat până acum. Da. Aia cu eșecul pieții fiind unul dintre ele, care unde nu putem să ne punem de acord neapărat. Adică nu discutăm cu aceleași concepte. Ceea ce numește el un eșec de piață nu e de fapt un eșec de piață. Ci o lipsă de piață. Și e, nu, e felul în care funcționează piața. Nu vreau lumea asta, zice. Și în capitolul precedent zice ceva de genul că, uite, că guvernul ar putea să introducă la ăla cu externalitățile. Cu externalitățile, da. Ca externalitățile negative ar putea fi considerate un eșec al pieței. Și că există un argument că un guvern care îi forțează pe oameni să ia în calcul strategia optimă atât pentru ei înșiși cât și pentru toată piața ar produce cumva un rezultat mai corect decât
ce s-ar întâmpla. Corect din punctul de vedere al cui, adică piața reprezintă agregarea voinței oamenilor și dacă guvernul e, ce spunea și Costel mai devreme, dacă guvernul te obligă să faci altfel decât vrei tu, înseamnă că nu ți s-a produs. Ți-a desfăcut o preferință. Da, nu ți-a satisfăcut preferința. E preferința guvernului, nu e a ta. Exact. El vrea să te vaccineze, tu nu vrei. Sau invers, tu vrei să te vaccinezi și nu te lasă să... Niște cocaină vreau să mă vaccinezi. Nu se lasă. Bănuiam. Știam, da, ca de obicei. Uite, Buchanan scrie o carte, Cost and Choice, tot așa, te păstrează în stil austriac, dacă vrei, că astea sunt subiective, costurile, nu știu ce. După aia scrie Limitele Libertății, unde judec așa, nu domnule, podul ăla trebuie să se facă, știi? Dacă există nevoie și piața nu-l face, exact pe linia asta. Păi să-i spui, pe ne-ai spus că sunt subiective, dar ea nu vor să se facă podul, cum? Ei n-au nevoie de acel pod, știi? Înțelegi? Păi ei sunt fraieri. Nu, nimic, lasă că să-și dea seama. Lasă-i să-și dea seama. Lasă-i să... Eu ce am înțeles? Nu, de fapt nu sunt fraier, sunt fraier din punctul lui de vedere, dar cine e el să... Nu, să zicem că și mai târziu ești fraier. Domnule, eu vreau să-i beau banii aia. Da? Să zicem că mai târziu o să se plângă aia, vai, nu vă pot. Fii atent, pot să și moară. Da. Pot să și moară, de ideea că preferința lor pe moment, aia a fost. Aia a fost. Și alții o să învețe. Ori ei, e erare de consumator, știi? Erare de consumator. Cumva ce am înțeles eu din toată cartea la luată în mare și mai ales la partea aia de drepturi, selling points, strategia de angajament, nu știu ce, eu am înțeles, ok, pe de o parte că asta e poziția lui despre drepturi, că trebuie să ți le aperi. Și ce am înțeles eu e că libertatea nu e un lucru ușor, nu o să ți-l facă. Libertatea nu o să ți-l facă piața. Piața liberă nu o să apară. Piața liberă și viața liberă trebuie făcută de oameni. Și pentru toată libertatea asta trebuie, cine vrea să fie mai liber, trebuie să facă niște eforturi. Uite, în cazul ăsta, în ultimul capitol cu criptarea. Vrei să fii mai liber? Trebuie să faci niște efort, vai, te-ai enervant, trebuie să copiez cheia privată ca să decodez acolo, vai, vai, câte clicuri. Trebuie să că oamenii, dacă vor să fie mai liberi, să facă niște eforturi și atunci ceva o să se întâmple. Da, trebuie să știi modelul, nu știu dacă e o problemă atât de... Realmente nu știu. Nu știu de ce... Când apare libertarianismul? În secolul XIX, prin Molinare și Spooner. Nu? Uh-huh. Și e teoretizat la modul serios, prin Rothbard, Friedman. Nu știu. Deci tu, ca să ajungi undeva, ca să mergi la roșiori de vede, trebuie să știi că există roșiori de vede. Că altfel nu o să mergi. Știi? Dacă tu știi că există decât, nu știu, cioro gârla și atât, nu mai există altceva, da, o să... Nu știu acest model, știi? Teoretizat de libertarien. Deci dacă te interesează problema libertății, nu sunt alții mai buni pe subiectul ăsta. Deci, oamenii care au meditat toată viața la problema libertății. Și ideea e că, nu știu, să zicem, dacă ești corporatist sau CEO, asta te gândești. Tot așa, am de ales între, nu știu, nazism reprezentat de dreapta și liberalism reprezentat de stânga și parcă ar fi mai ok, să zicem, e șeful Facebook, știi? Nu, libertarien, arată că nu e așa, știi? Și că și soluția ta luminată e o chestie primitivă, în fond, știi? Socialdemocrația asta e o formă agresivă de organizare a societății. Nu e, ok, nu e comunism, da, asta nu e. Am fost un om bun că n-am fost criminal în serie. Nu e chiar o calitate. Dar trebuie să știi acel model, știi? Pentru asta trebuie să existe o minimă curiozitate. Și... Din titlu, Machinery of Freedom, știi, sună de genul... E o mașinărie a libertății care... o forță din istorie care pur și simplu, până la urmă, va răzbi, știi? E așa, da, așa da, vedea. E... Da, și mașinăria aia trebuie cineva să gea la pedale un pic. Mașina, uite, un hai că n-ar respinge metafora asta. Că el zicea că keynesienii văd societatea ca un mecanism care trebuie să o mai strâns, o mai... Pentru austrieci era o chestie vie, știi? Era forța un... naturii. Da. Machinery. Parcă zice ceva prin prefață, nu știu. This is the machinery of freedom.
Uite, un contraargument la ce am zis eu mai devreme ar fi că, da, da, noi vrem să fim liberi, dar ceilalți sunt infernul. Cu ceilalți nu ne înțelegem. Mie mi se pare că parte din eforturile pentru libertate sunt constituite și de astea. Să înveți să conlucrezi cu ceilalți. Foarte greu. Să fii tolerant, știi? De exemplu, asta e foarte important, caz, da. Că uite, un om zice, eu sunt foarte tolerant, dai două, trei teste libertariene, țac, vezi că nu prea e. Și ușoare, știi, deci nu... Ușoare gen legalizarea heroinei, știi? Da. N-aia. Dar trebuie să știe lumea de modelul ăsta, altfel, na, nu. Ce putem face? Uite, noi cred că suntem primul podcast libertarian în România, nu? Nu cred că mai a existat. Nu, nu am existat, nu am existat. Fără să ne lăudăm. Da, da. Dar mai sunt altele, le trece jos în comentarii. Lumea și le vedem. Dorința noastră... Ne uităm și noi, da. Dorința noastră e să-i stimulăm și pe alții, știi? Că uite, o obiecție e asta. Păi, dar nu o să faci tu anarhocapitalismul în următorii 5 ani. Păi, nu o să-l faci, dar dacă ai niște... Nu știu. 50 de podcasturi obraznice libertariene, o să vezi că se poartă altfel discuția, știi, în societate. Acum tu nu ai nimic, tu ai presa aia mainstream de doar mesajul statului, pe orice te-ai uitat, deci ai impresia că e oficina... Uite-te pe G4 Media, știi? Ir despre ce a mai zis Ciucă, ce a zis UE, știi? Deci sunt niște chestii ale statului, știi? N-ai... Nu știu dacă mai e... Deci pe vremea când era Băsescu, măcar aveai un post care era contra lui Băsescu, dar acum nu știu dacă ai un post care e contra guvernului. E România TV? Da, posibil. Cred nu mă uit, da. E România TV. Cred că da. Poate mai, da. Bine, și împotriva ăsta... Ideea e măcar să ai măcar un post care să zică ceva împotriva. Da, mie mereu mi-e frică de control opposition. Uite, mi se pare că zici, poți te pui împotrivă prostește. G4 Media, ai putea spune că e anti... Gândește că sunt pro-europeni și sunt anti... Ciucă și ăștia. Ciucă, Ciolacu ar fi niște primitivi și niște hoți și UE, mă rog, narațiunea aia. Nu cred că G4 Media e anti-Ciucă. Anti-PSD ar fi. Este da. Anti-plagiat. Nu, este. Mă rog. Anti-plagiat, da. Nu spune că e anti, dar e tot așa, domnule, noi luăm bani de la stat și ok, de la cine e bani? Păi iau de la UE. Păi UE e o chestie de mare stat. Nu e o chestie privată, știi? Supra-stat. Da. Hai să zicem că nu e stat, că nu are monopolul violenței, o luăm pe definiția clasică. Dar e o federație, o asociație de... They're working. Sau banii aia nu sunt bani privați. Da. Bani privați. Mai voluntari, da. Aia. Bun, am găsit citatul la care făcuse referire Costel. Zicea așa că instituția proprietății private este mașinăria libertății care face posibilă într-o lume complicată și interdependentă pentru fiecare persoană să își urmeze propria viață în felul în care el ar vrea ca aceasta să fie urmată. Yeah. Bun. Stați cu ochii pe... Deci data viitoare avem interviu cu David Friedman, nu mai anunțăm o dată acum. Stați cu ochii pe pagina de community ca să vedeți, o să anunțăm de ce carte urmează să ne apucăm după aceea. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, mi-a fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție, răbdare, vă felicit că am ajuns împreună la concluzia acestei cărți și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.